Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Țin în primul rând să vă mulțumesc pentru că ne-am văzut sâmbătă trecută la aniversarea de 6 ani a primului meu film Balta Albă și la London Home, și vreau să vă mai anunț că vom mai face o proiecție, de data asta chiar în cartierul cu același nume, Balta Albă, duminică 22 mai la Jack & Jack în strada Stelian N. Mihale, numărul 12A, undeva lângă fostul Bila. Cum ar veni, slava Balta Albă! Seara de mai, bună seara, Silviu Munteanu sunt, suntem pe 103.4 la Radio 7, suntem și pe YouTube, pe canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate, pentru că ne-ar face mai vizibil și suntem și noi mai mulți aici. Doru Ionescu este în studio, bună seara, cronicarul rockului românesc, bine ai venit! Salut, mă bucur să fiu împreună, Silviu, mai ales că ne știm de o... Ne știm de ceva vreme. Măi, am în primul rând o mare curiozitate cu tine. Știu că ai absolvit facultatea de aeronave, secția structură, în secolul trecut cândva, în 1991. Dar ai făcut și muzică. Și mă întrebam, această facultate ai făcut-o ca să, că ți-au spus părinții să ai și tu o meserie? Sau a fost, nu, au fost două pasiuni și una și alta? Nu, a fost pasiune... Am zburat la planori, la, am făcut planorism la aeroclubul Șoimi Bucovine, la Suceava, în 81-2. Și în plus am făcut aeromodele la Focșani, locul de unde mă trag. Și am fost din pasiune, am făcut facultatea asta. O pasiune care s-a oprit la un moment dat. În anul 2 trebuia să... optăm pentru o secție sau alta. Eu voiam să fiu inginer de navigație, numai că în anul ăla Ceaușescu a oprit secția respectivă, a mutat-o la militar, pentru că fugeau toți. Înțeles. Dar chiar te-ai dat cu planorul. Da, da. Și cu motoplanorul, cu tot ce ține de... Visam când eram mic să fac asta, ulterior când am văzut la ce înălțim mi se întâmplă treburile, am avut o mică reținere. Păi da, dar poți să... pici de la 10 metri și să mori. Știu, da, totuși, în fine. Am făcut un documentar de curând despre planoarele românești. ISE, seria ISE, Iosif și Limon. Cu două motoplanoare sau trei, niște australieni au plecat de la Brașov și au ajuns în Australia. Am inclusiv reportajul din Arhiva TVR. Și-au filmat cu GoPro și... sau ce? În 70 și nu știu, mai știu cât. Ah, bun, bun, am înțeles. Bun. Iar planoarele astea aveau o mare fiță, sper că nu e legendă. Ele încă zboară, deși omul a murit în anii 80, nu s-a mai inventat nimic, oricum aviația a trecut prin, imediat după Revoluție, prin niște momente grele pe care le-am anticipat, de-aia am și renunțat la meserie. La alte planoare aveai tot felul de manevre ca să aterizezi în caz că intrau, să se redresezi în caz că intrau în vrie, o chestie nasoală, da? Dacă țin minte, la ISE-uri, pur și simplu luai mâna de pe comenzi și aterizau singure și reveneau singure. No, bun. Și au rămas printre cele mai bune planoare școală și în străinătate. Știu că mi-au povestit la un moment dat niște oameni care stăteau cu parapanta, senzația aia pe care ei au găsit-o fascinantă, pe mine m-ar speria, pentru că mi-am putut imagina, în momentul în care s-au înălțat deasupra norilor și nu, mai, plafonul, deci nu mai știi ce e sub tine, adică, mă rog, și dacă vezi, nu te ajută foarte mult, poate te umple spiritual așa, dar altfel, în fine, mi s-a părut foarte scary momentul ăsta. Îți spun că în momentul în care ești în planor și nu mai spun în parapantă sau în deltaplan, pe vremea noastră încă nu au apărut să parapantele, senzația de zbor este inegalabilă. Eu am frică și de motocicletă, dacă mă întreb, dar cred că asta m-a păzit. Am avut un mic accident la 16 ani, mic înseamnă mic, și am zis, nu mai îmi trebuie niciodată. Și uite, am eșuat și eu ca și tine în povestea asta cu rock'n'roll-ul, care poate și de la distorsul ăla ne-a satisfăcut, a fost pe măsura testosteronului nostru și încă este. Ai zis frumos distors. E un efect, să știe lumea. Nu, să știe lumea. Noi știe lumea, da.
Primul distors pe care l-am auzit și care mi-a schimbat total viața, că eu ascultasem ABBA și alte nebunii, a fost cel din piesa Revolution, Beatles. Este un riff la început. Nu cuvinte, cuvartă, parcă. Așa de... Of, mi-a sunat de murdar. Cum și Dan Aldea povestea în momentul în care a auzit, nu mai știu ce, Hendrix sau nu mai știu, dar tot așa cu chitara aia, cu... The filthiness. Cu reacție, cu microfonia aia, a zis muzica așa de murdară încât numai asta voi face de acum încolo. El venind, fiind copil minune, vioară, Mendelssohn Bartholdy a compus un concert pentru a cânta la 9 ani. Știu ce spui și sunt, tu îmi spui de Beatles, eu spun de Rolling Stones. Rolling Stones avea un filthiness în bluesul ăla pe care îl cântau cel puțin în 60 și atunci, wow, ce... Eu eram în gașca elaltă, știi? Sunt cu Beatles, sunt cu Rolling Stones. Eu sunt cu Beatles, da. No problem. Pormă, știu că au mai ascultat Iggy Pop-urile și David Bowie-urile din 70, mai ales când, mă rog, au fost împreună cumva. Nu intrăm în detalii și, măi, și tot sunetul ăla era făcut de Visconti și de Brian Eno. Aveam un filthiness în toată treaba aia și am înțeles că sound-ul de tobe de pe trilogia berlineză a lui Bowie s-a folosit pormă și cred că se mai folosește și azi în punk, știi? E fix treaba aia, patina aia de sunet. Au venit anii 90. Și brusc ai decis să te faci cronicar, adică noi avem, dacă mă întrebi, avem această problemă, nu avem o piață serioasă de rock, ca Bulgaria de pildă, dar avem acești entuziaști, da? Și nici nu avem o presă cine știe ce de rock, din păcate, încercări au tot fost. Oricum, toată lumea se pricepe, nu știu, la fotbal, muzică și mai era o chestie. Și așa, asta e adevărat, și asta e adevărat. Dana? Nici nu trebuie. Știi cum e, la Rapid, la meciurile cu Rapid, ca la concertele cu Iris. Îți place, nu-ți place, te duci acolo, stai cu băieți. Da, și au apărut, mi-aduc aminte, pentru că eu eram la vârsta de 16 ani, când de asemenea descoperisem distorsul, că au apărut revistele Rocker și vreau să arăt aici un număr. Facem public. Ultimul. Asta este ultimul, care este al câtelea? Este numărul 21, dar a apărut la... Deci 94 a fost de fapt ultimul, 20 dublu și atunci m-am angajat și 99 cu un prieten, Catani, știe lumea despre ce e vorba, care atunci era ziarist la Ager, pe Zrompres, nu mai știu cum se numea, am scos rockerul ăsta și mai avem unul într-un hard. Nu am mai apucat să-l scoatem, că fiecare... a fost numit șef pe felia lui și nu mai era timp. Știi, dacă vorbim de cartierul Balta Albă, sunt voci care spun că copiii anilor 70 au venit, au fost copii mai de intelectuali și că s-a creat un soi de boem acolo care nu prea corespundea conduitei de partid, iar în anii 80, când au răsărit blocurile, a venit foarte multă muncitorime, ceea ce a făcut un mix de categorii sociale, întocmai ca să mai pună boema cu botul pe labe. Așa o fi fost și la voi aici, aici. Bă, ăștia au apărut cu rocul, cu astea chestii subversive, ia să sunt niște băieți capabili, ia să-i angajăm noi în alte părți ca să nu... Da, mișto. Eram eu puțin paranoic acum. Să știi, în anii 60, cei care aduceau muzică în țară erau în primul rând fii membrilor de înalți de partid, cum să le zic, șefilor de partid din CCA-ul, UTC, PCR, fiul lui Ianoș Fazekaș, fiul lui Nicu Ceaușescu, fiul lui Camil Petrescu, adică Camil Petrescu junior. Ei aduceau multă muzică și cumva ei și aveau grijă un pic de scenă să se întâmple. Nu zic o chestie secretă, s-a tot vehiculat. Nicu Ceaușescu a fost prin secretar la Sibiu. De unde acel festival care e o raritate, o oază pe care am avut-o în anii aia, din Sibiu, 74 până în 90. Era o golăneală și atunci. Și ce se întâmpla în zona asta de muzică, cel puțin pe care am accesat-o și eu, hai să zicem, la chiar sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90,
Nu era un tip de solidaritate care a dezvoltat niște prietenii pe viață. Sau, mă rog, cel puțin până a apărut MP3-ul, știi? Că schimbam discuri, a apărut CD-ul, era altă... Da, mă uitam și acum am văzut un podcast, mă uit la foarte multe podcasturi, am văzut un podcast cu Grimes. Grimes este mama copiilor lui Elon Musk și muzicianul și ea spunea o treabă care mi s-a părut foarte interesantă despre care nu știam, și anume că 80%, 80% din ceea ce se ascultă pe Spotify este classic rock. Ceea ce a fost o surpriză, zic, măi, super. Da, cum se întâmplă asta de fapt? Și că restul de 20%, dacă ești muzician nou, da, cam trebuie să intri în restul de 20% cu puțin noroc. Mă rog, mai spunea o chestie că, și anume că ce a făcut totul Spotify-ul, că mari artiști se plâng că nu-s bine plătiți, ăștia mai mici pot să duc o viață relativ decentă, știi? Și că cumva a plafonat veniturile ca să fie ok pentru toată lumea. Mă rog, tot soiul de probleme. Și am pornit de la povestea asta cu analogul, da? Căci tu deja îmi povesteai de generația analog și am ajuns în prezent, uite, vine AI-ul peste noi. Mă uitam că există softuri acum de unde poți să scoți de pildă toate instrumentele și vocea și să faci modificări. Și practic tu dacă scoți o piesă, eu pot să iau ori și ce vreau din piesa aia și să fac cu totul altă piesă. Mm-hmm. Ceea ce mi se pare... Oricum, muzica a ajuns la îndemână oricui. Înainte ținea de elită, erau niște găști închise, adică greu intrai într-o gașcă unde se asculta muzică. Nu mai zic gașca unei trupe. Să fii rău de la ei sau... Cum e pentru toată lumea? Țin minte, apropo de... Fac o mică paranteză la suporturile moderne. Mă rog, dacă mai, le mai putem spune suporturi. Am primit în ianuarie 93 primele CD-uri de la Nuclear Blast, Peaceville, Earache. Casele metal de din Europa. Din Marea Britanie era Peaceville. Da. Peaceville și Earache, da, și Nuclear Blast din Germania. Când am deschis carcasele și nu știam cum să țin, mi se păreau așa de fragile. Și mirosul ăla de CD, da. M-am dus prima oară la Alex Revenco, era la evenimentul zilei, eram prieten la Casa Presei. Hai să ascultăm, n-am nici eu player. Și m-am dus după aia la Lenții și Lenții avea... Să știi că este un paradox cu tehnologia de astăzi, că în paralel cu vârful tehnologic de care beneficiază orice, hai să zicem, artist, muzician sau muzician wannabe, a crescut piața de viniluri, a crescut piața de CD-uri și hipstereala asta nouă care îmi place, a crescut și piața de casete. Ca să vezi, da. Iar piața de viniluri a ajuns undeva la valoarea de vânzare din 1992, a depășit un miliard de dolari încasări, nu profit, încasări. Da. Măi, nu e puțin lucru, da. Bine. O fi ajutat și pandemia puțin la povestea asta. Mă rog, se spune... Oricum e o producție mult mai mare de muzică, asta e clar. Bine că nu toată lumea scoate pe vinil, partea a doua. Vorba ta cu pandemia, s-a întâmplat mult în pandemie. S-au vândut și foarte multe chitări electrice. Da. Da, așa e, așa e. Instrumente în general, da. Da. În fine, ce încercam să-ți explic că intrasem în povestea cu AI-ul este următorul lucru și anume, există un și avantaje și dezavantaje. Avantajul este că... nu poate să mai plângă nimeni de frustrarea lipselor de scule, pentru că un computer poate să-ți facă minuni, versus individualizează prea mult, cred, artistul, și nu mai e chimia aia de trupă. Și mai e o problemă pe care o vorbeam, a venit aici fix pe același scaun cu tine, a stat Ronnie Romero, care face parte din vreo 4-5 proiecte muzicale, un vocalist foarte bun și vocalistul de la Rainbow,
Și eu încercam să-l trag în povestea asta de golănea la rock and roll din spate, povești cu Lamy, povești cu, cu Richie Blackmore, căci bineînțeles are câteva. Și el mi-a explicat un lucru, zice, băi, treaba asta că am trecut acum cu rockstarurile. Suntem doar niște profesioniști care ne suim pe scenă și ne facem treaba cât mai bine și ne și odihnim pentru asta și avem, cum îi spune, o disciplină în viață și disciplina de zi cu zi și aia e, că dacă vrei să o duci așa și vrei să faci asta, trebuie să te menții într-un fel. Vorbeam cu Sugar Blue, este, a fost unul dintre cei mai mari muzicuți și nu știu dacă mai trăiește, l-a adus Marcial prin România, Marcian Petrescu, muzicuțistul nostru numărul 1, dar se întâmpla în 2000 și un pic. Sugar Blue, având 70 și, muzician de culoare uriaș, care descoperise Pălinca la Sighișoara, festivalul de blues, am stat cu el de vorbă, și o bea, nu chiar ca pe apă, dar mai tare ca noi. El 70, noi 40. Și l-am întrebat, cum reziști, nu, că e bună, că el nu mai pune gura pe whisky, în fine. Și zic că are în discografie, bogată discografie, are două colaborări, sau are două discuri cu Rolling Stones. Și întreb, cum a fost cu Rolling Stones? Păi, în studio a fost ok, s-a cam băut, s-a cam fumat, dar în turneu cu ei n-am putut să stau prea mult la halul în care se bea. Îți dai seama cât bea oia, dacă ăsta se abținea, dar se abținuse, dar bea Pălinca ca pe... ăla rockstar, știi? Oh, absolut. M-am nimerit, pur și simplu, acest manual al întâmplării, m-am nimerit la un moment dat în backstage când a venit la Arenele Romane Brian Ferry. Nu mai știu cum îl cheamă pe basist, dar era un basist în vârstă care cântase cu foarte mulți muzicieni de talie al Brian Ferry. La un moment dat, în anii tinereții, fusese și basistul lui John Lennon. Și care mi-a povestit că niciunul din roadie lui Elvis Presley nu mai este în viață, pentru că Elvis mai mult decât toți avea foarte multe concerte, iar ăștia, ca să țină pasul cu el, că erau la muncă, trebuiau să stea pe cocaină. Și da, le-a stat inima tuturor. Marele vedete din Wild jazz years. Și jazzul în sine a apărut din, cum le zice, cu fete... Nu lupanar, zi alt termen pe care îl știe lumea uzitat. Cu fete. Cu hedonism. Da, mă refer la groupies. Instituțiile respective. Nu, 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 nu. Unde te duci, plătești și faci sex. Bordel. Bordel, așa. În bordeluri și cu multă... Taci tu, lasă că spun eu. Cocaină și așa mai departe. Și a apărut jazzul. Acum e o muzică elevată și nu știu ce, dar a fost greu de tot a apărut. Cu sacrificii mari. Godorojea mi-a explicat că orice hedonism am mai auzit eu de la rock and roll nu se compară cu orgiile care se întâmplă în lumea jazzului. Da, da. Nu știu. Tocmai apăruse acum în toată treaba asta politically correct, am citit o știre de a unei publicații în Anglia care spunea că alcoolul te face mai rasist decât ești eventual și mai homofob și m-am întrebat în toată nebunia asta în care trăim de 2 ani de zile, ne paște ca secolul trecut din nou o cum se numește, care era termenul când se interzice alcoolul? O prohibiție? Ne paște iar o prohibiție? Că măcar așa mai avem și noi orice muzici. În fine, pe de altă parte, uite ce mă amuză, că vorbim de blues. Măi, cred că una din cele mai bune definiții de blues a fost venită de la Henry Rollins. Zice, bă, bluesul este atunci când te părăsește nevasta, iubita, și n-ai bani nici măcar să te îmbeți, știi? Super! Și la noi aici, dacă te uiți la publicul de blues, măi, sunt toți niște mici burghezi, de fapt. Nu e nimic în foarte zona aia de stânga, înțelegi?
Mă umor după blues, să nu te superi. Nu mă supăr, și eu mă umor după blues. Am fost foarte deschis și îmi plac o grămadă, dar prea se fac și se refac standarde. Bine, vedetele rămân, nu discutăm, dar prefer metalul, nu... nu. Băi, e o chintesență acolo a rock'n'roll-ului în blues, pe care o să râzi. Acum, spre bătrânețe, Rolling Stones m-a apropiat mai tare de blues, pentru că e o filonul ăla de blues, ca și Guns N' Roses, și, băi, chitareala aia lui Keith, care, cum să spun, poate nu este extraordinar de super tehnică și ce vor sofisticații să vadă, dar e treabă de feeling, știi? Ca în viață, e important e cum o dai, mă, el știe să ia atunci acordul ăla... Ai 10 simfonii, două sună genial, da, ai 10 înregistrări, 10 orchestre care înregistrează simfonia nouă a lui Beethoven, două vor suna genial, pentru că da, e acolo un băiat care știe să ia nota aia la acorduri. Și tu ai făcut muzică, ai făcut flaut. Pian și flaut. Pian și flaut. Cum a fost? La pian m-am îmbolnăvit și m-au retras ai mei și între a cincea m-am dus la flaut... Noroc că am descoperit chitara între a șasea. A trebuit să ajung până între a opta, dar era ultimul an o corvoadă, amețeam. Suflam până amețeam. Și nu... Am rămas amic cu proful, a văzut succesele mele pe partea de rock, că imediat mi-am făcut și trupă în liceu. Asta e. Cum se numea trupa? Trupa din liceu, Epsilon. Și ce cântați? Aveam un... De toate, îți dai seama, se întâmpla în 81-80-83, da, și pe atunci eu nu știam de Phoenix, o să râzi, dar aveam o piesă și acum o mai fredonesc pe chitară, să nu o uit, o repet așa, care suna Phoenix așa, deci un etno ceva, dar alalte erau diferite, doar asta era pe... Și totul pleca de la unul dintre... chitariști, care pentru mine a rămas un geniu. Adică eu mă ocupam de organizare, de tot ce vrei tu. Solistici sau tobe, că mai schimbam cu celălalt, tobar, dar ăsta și la fel și în facultate, trupa cu care am avut, să zicem, niște succes, tot așa, a avut un basist care și acum mi se pare genial, adică ideile pe care le-a scos el, da, îi stau știm? În picioare. N-au continuat. Ah, am înțeles. Dar ați ajuns pe scenă, adică ați ieșit din... Da. Și asta o experiență. În anii 80... Mai ales atunci. Am fost la trei festivaluri și am luat premii. Prima a fost Posada, în 88, în toamnă. Aveai și plete, bănuiesc, sau... Da. De la Topte din 89 am pus pe YouTube-ul meu și din concurs și din gală. Topteu unde m-au văzut cei de la cealaltă cuvinte. Chitara mea era făcută de Marcel. Chitarele lor erau făcute de el. Adică... Și îți dai seama cu ce stres cântam, că se uita ea să văd ce face asta. M-a chinuit un an să-i construiesc chitara. Și încă o cântare a României, faza finală, Târgu Mureș, tot în 89. Erau niște trupe. Chiar zilele trecute, basistul... lui Vali Sterian, pus o poză, dar fără să spună cine e acolo. Și eram fanul lor. Și repetau un Titan. Flori de Crin, îți spune ceva? Nu. Cântau undeva Genesis Yes. Erau niște trupe studențești fabuloase. Era Floarea Albastră, în primul rând. De asta am auzit. De așa, albastră. Care cântau cu totul altceva decât discul pe care l-au scos după Revoluție, când era Power Progressive. Foarte mișto de altfel. Dar atunci cântau undeva la Raș. Dacă îți place trupul. Niște Raș în Titan. Nu. Floarea Albastră. Ah. Tentacule de la medicină băgau un fel de frip. Asta nu era deja un nume cam subversiv în anii 80? Tentacule. Nu știu, sună foarte bine. Și ca nume de trupă și sunau băieții. Păi, și acești deja, mi-ai dat de deja două nume. Tentacole, Catani mai devreme. Catani este, tot știe toată lumea. Ajungem Catani în Catan. Da, ajungem la mafie. Glumeam.
Asta voiam să zic. Și fiecare trupă suna în felul ei. Au mai pus topteu, au pus înregistrări întregi de la, din anii 80, chiar de la acel festival din 89, a treia ediție topte. În anii 90 încă trupele sunau diferențiat, asta vreau să spun. Și nu erau mulți care făceau, nu găseau instrumente, era o întreagă poveste. Am făcut un documentar cu reinventarea chitarei la România, electrice la români, din ce își făceau scule. Dar acum îmi plac foarte, câteva trupe foarte mult de rock alternativ și tot apar și tot seamănă între ele, știi? Am văzut că dacă apare un tip sound-ul, nu mai reușesc să le de... Așa este, dacă apare un tip de stil, urmează să avem și noi varianta românească de trupă a stilului respectiv. Am văzut că se obișnuiește asta. Dar să vorbim un pic, asta mă amuză, de cum se făceau sculele atunci. Eu mi-aduc aminte, în anul de grație 1990, când eu aveam 15 ani, mi-am făcut și eu cu băieții o trupă la subsolul blocului și tot așa, cu o chitară făcută, care era o chitară făcută de Andy Tectonic, Alexandru Nucă. Bun prieten, am stat lângă el în... Și el din Titan. Titan, da, acolo la poarta 4, nu, la poarta Titanii Moabe. Și, mă rog, chitara era făcută de el, aveam și niște tobe, dar ce amuzant, era odată efectul de chitară, care a făcut într-o cutie de siringă. De siringă, da. Și un radio rusesc, care radioul rusesc, radiourile rusești, aveau această particularitate extraordinară de a avea un difuzor foarte bun și mare. Și îți scotea cu oareși ce fidelitate un sound, că mie mi se părea că ce ieșea prin cutia aia de siringă, prin cablurile alea despre care, hai să nu vorbim cum erau atunci, și cinci ieșea în difuzor ăla, suna foarte bine Rust in Peace, sound-ul al Rust in Peace al lui Megadeth. Da. Zic, uite mă, ce minune tehnici moderne. Prietena lui de atunci era mare și a rămas mare fan Megadeth, Dana Berceanu, graficiana de la Rocker, una dintre. Da. E o diferență între... Era o comunitate mult mai unită în 80-90. Cumva s-a disipat. În 80 de acord. Însă în 90, când au apărut thrash, death, doom, gothic, grind, name it, se certau între ei și așa mă ofticam că asta în anii aia putea rock-ul să fie unit. Știi la ce mă refer, nu? Erau oboziții, erau ăștia heavy metaliști, dar la un moment dat oboziții erau trasherii, că apăruseră mult mai duri ăștia de la grindcore și nu știu ce. Și ar fi putut să, din potrivă, să stea unită mișcarea asta. Mă, era și o mișcare de testosteron, atunci toată lumea se bătea la concerte, erau mereu ieșeau bătăi la concerte, acum nu mai ies, s-a mai liniștit. Nu, e ok, da. Și lumea ascultă nu numai rock, adică față de cum erau în anii 90 așa, acum se duc și la simfonic, se duc și la house, la, nu știu, untold, foarte sănătos, rock. Mă întreb. Uh-huh, uh-huh. Își aleg muzica, sau pur și simplu le place mai multe genuri de muzică. Ce povestea în filmul meu despre anii 80 în Balta Albă, Minel Stoica povestea o chestie foarte, mi s-a părut hilar amuzantă a anilor 80. Nu știu ce tobar a venit la un moment dat și a bătut toba în ciorapi. Și faptul că a bătut toba mare în ciorapi a fost un eveniment atât de underground, care a avut așa mare anvergură, că li s-a părut atât de subversivă treaba aia. E, acum nu mai surprinde nimeni pe nimic cu treburile astea, știi? Și cumva, nu știu dacă e corect să spun inocență, dar mi-e dor de tipul ăla de inocență pe care l-aveam atunci și... N-am puseuri comuniste, neam și mă enervează ideea de cenzură. Nu mai vorbim de cenzură, ideea de cenzură mă enervează. Dar faptul că era un tip de talpă pus atunci, crea o solidaritate mult mai mare. Care vorba ta, uite, s-a mai pierdut absolut după 90. La Revoluție, eram la Revoluția din 22. Seara. Dar nu chiar seara, înainte să tragă ziua. Stai mai în microfon. Era full la... acolo la sala, la Comitetul Central. Toată lumea se îmbulza să intre pe scări. Eu venisem
Bine, voisem elicopterul. Dar ai făcut parte din cei 3.000 de oameni. Dar erau mai mulți oameni. În fine. Dar eram interesat că verișoara mea stătea la ultimul etaj vis-a-vis de muzica, deci chiar blocul de la... de vis-a-vis de Comitetul Central. Deci că s-a tras în blocul. Știam că... nu știi... Vrei să zic? Da, cum să nu? N-are legătură cu rocul. Și ei erau plecați la Brebu, sau nu știu unde, la țară, la părinții soțului ei. Și eram îngrozit că vedeam că intrase lumea și eram bănuiam, dar oricum. Asta a fost, se spărgeau apartamente. Aha. Ea stătea la ultimul etaj, m-am întâlnit cu Nini, cu soțul ei, am tot zis, la 7 chiar plec, mă duc și eu acasă să văd ce se întâmplă. La 7 a început să tragă fix. Și el avea o problemă la un picior, șchiopăta. Hai să plecăm totuși, când am văzut ce se întâmplă. Deci erau oameni de culoare, să spun așa, dar nu numai de culoare, tot felul de golani și de așa. Luaseră arme, devalizau apartamentele, dacă te găseau acolo, te împușcau și luau telecolor, combină, ce mai găseau. Am înțeles. S-a întâmplat. Pungi asta. Sau pături, sau ce vedem, ceașafuri. Păi, na, ce mare lucru nu avem nici noi prin case. Era perioada, da, e o poveste foarte urâtă asta. Eu mai mi-aduc aminte, am fost cu taică-miu, taică-miu a fost suficient de inconștient, dacă mă întrebi acum, să mă ducă pe 22 acolo, când a plecat elicopterul, și, dar până să plece elicopterul, erau foarte mulți suiți într-un pom și era unul mai în vârf și eu zis oamenii, bă, dă-te jos că pârâie pomul ăsta din toate încheieturile, și nu s-a dat, a căzut pur și simplu, s-a ridicat un pic, a căzut și leșinat și de niciunde a apărut o ambulanță salvare cum era atunci și l-a luat, nu, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu el, o fi și ăsta vreun erou al Revoluției. Altceva voiam să zic, până să urc în blocul ăla, deci după amiaza, 3, 4, 5 era lumină. 22 decembrie 1989. Da. Toată lumea voia să intre. Eu în niciun caz nu voiam să intru, ți-am zis că voiam să mă duc la verișoara mea. Numai că mă atrăgeau, nu știu cum, dar de fapt se făcea cărare în fața mea și nu înțelegeam de ce. Și m-am uitat atent că eu nu voiam să intru. Deși era bulucioală, toată lumea voia să intre și nu puteau. Dar la mine se făcea cărare. Și m-am mai uitat că am mai văzut un rocker sau un tip cu plete, și eu aveam plete, la fel, în fața lui se făcea cărare. De ce? Pentru că toată lumea, un bărbos în partea elaltă, toată lumea pe ăștia mai ne... care nu erau bogați, așa, da. Își dădea seama, subconștientul lor spunea, bă, ăștia au fost contra lui Ceaușescu, e dreptul lor, de fapt, să intre. Deci în fața asta se făcea cărare, eu nu voiam să intru și tot mă atrăgeau. V-au pus și covor roșu. În fine. Asta era cu toată clasa asta de rockeri și pletoși și nu erau toți fani rock, dar era o gașcă mare și rock-ul nu-l găseai oriunde. Era, cum să zic eu, era o comunitate unită, chit că erau clar securiști printre noi și... Te oprea miliția pe stradă? Că aveai plete? Ai pățit? Da, dar n-a fost ceva... Nu ca în anii 60, când fetelor se rupeau minijupele, eventual erau violate, băieților se tăiau... blugii și erau atunci la zero, pe atunci nu era o modă să fii tu în zero, dacă erai zero, erai zi, paria, erai pleava societății, dacă cineva te tunda la zero. A punk. Da. Se mai întâmpla și în 80, dar mai, nu cine știe ce, pentru că deja era... Când a ținut Ceaușescu acel discurs în 1968 împotriva intervenției rușilor care au intrat cu tancurile în Praga, s-a simțit un soi de libertate aici. A fost un vibe de stat, cel puțin în zona asta culturală.
Și nu vorbesc numai de muzică, a fost și pe partea de muzică, nu vorbesc numai de muzică. Au apărut niște statui în Iore, am înțeles că era celebru sculptor Apostu cu niște elevi de-ai lui care au făcut statuile alea, care ulterior au dispărut pentru că sunt două variante, ori a venit sectoristul, ori chiar Ceaușescu însuși în Iore și a zis ce-s prostiile astea aici, celebra mișcare cu mâna să dispară, știi? Era un tip de efervescență care a dat muzical, a dat niște rezultate. A fost o nebunie întreagă. Eu aveam 3 ani și eram la Coteș, nici măcar la Focșani. Dar, adică un sat, o comună lângă Focșani. Dar am studiat anul 68 pentru că când s-au făcut 50 de ani de la evenimentele din 68, a fost un festival la Arcub, nu știu unde, și toată lumea a proiectat filme din toată lumea, că vreo 30 de filme, 30 de țări cu ce evenimente au avut ei. România nu avea nimic. Și am fost, era în mai, am pus supărat repede, hai fac eu ceva, că știam de demonstrația studenților din noaptea de Crăciun, din decembrie 68. Și am studiat, inclusiv cu istorici, inclusiv cu ce există, scris cu martori oculari. A fost o, pe de o parte, efervescență, apăreau filme foarte tari și se jucau teatre la, scos acum o carte despre preoteasă, Teatrul Podul, nu, ce se juca acum, doar la Timișoara se mai juca, nu la UNATC, la Casandra, nu știu ce aveau, sau prin țară. Iar atitudinea lui Ceaușescu, una la mână, e foarte discutată, că nici nu l-au chemat. Adică nu l-au chemat și nu s-a dus. El oricum avea un pic alte gânduri, pe de-o parte. Așa e, da. Și pe de altă parte, uite, Mircea Florian a scos și eliminat-o, e prima piesă folk trasă de Chiriac la preoteasa Vocea Oilor. Parabolă senzațională, metaforă la adresa invazii, contra invazii, ceoslovacii, pe care nu avea voie să o cânte. Adică Ceaușescu trebuia să fie șef acolo, nu alții care să, cum să zic, să ia și atitudine. Am înțeles. Adică, cu dus întors. Altfel au fost ani fabuloși. Păi, mă gândesc că muzical, cred că, băi, acum o să-ți dau din casă, am auzit pe un disc din 70 o piesă cu Savoy de vreo 10 minute instrumentală, foarte prog rock, am zis, băi, bă, bune că este aceea Savoy cu, pe care știm și acum. Da, se poate. Am auzit, mă rog, Irisul ăla de atunci, Phoenix-ul, ce măști, ce outlook, ce atitudine și ce succes fulminant au avut. Am văzut pur și simplu niște imagini de arhivă, cred că într-una din emisiunile tale, când nici nu știam că au apărut așa, pentru că eu... La TVR, oficiale imagini nu sunt cu ei cuplete, doar alea de pe stadionul din Sibiu, de la Semenic, de pe Semenic, când în iarna, când au compus Cantafabule Revelion 74 aprilie 75. Dar cine-i filma? Fie Nuțu Cărmăzan, fie încă un operator pe care îl avea. Ceva cu peliculă. Da, 16 mm. Ei erau studenți la IATC. Erau cinecluburi foarte tari în țară, în special în zona de vest. Imaginile au stat până în ianuarie 90 și a fost descoperită de organizatorul Team Rock-ului Ionel Marchiș, s-a dus la mama lui Nicu, Tamara, Dumnezeu să o dinască, știu povestea, și a scos valiza de sub o grămadă de sub pământ, o grămadă de lemne peste, așa au apărut imaginele alea. Comora lui Nicu. Au o poveste. Eu chiar sunt, trebuie să fac o paranteză și să tușesc. În 2006, când am scos prima carte, a venit Andrei Oișteanu, care are mare savant și mare știm intelectual. Știi știm că a făcut percuție la Mircea Florian și Dorin Liv Zaharia. Nu, uite, asta nu știu. Sunt în imaginile lui Mircea Florian filmul de un film de diplomă sau de an al unui regizor care a murit, cu 3 nume, scapă numele. În fine. Andrei Oișteanu a venit la lansare și mi-a zis super tare, super cool cartea, ai o problemă cu imaginile. De ce? Păi majoritatea sunt din TVR. Și
Păi sunt, uite, așa făcuți, nu aia imaginea lor, nu alea erau cele mai tari piese, ci alea fusese aprobate să fie filmate, la fel în electricul, la fel în radio. Bine, am descoperit o grămadă de povești cu ce piese au fost și ce au ajuns din ele, ce frânturi și cu versurile două schimbate, opere rock și așa mai departe. Și îmi zicea că și făcea o analogie cu Paul Celan, un mare poet al nenților într-o perioadă sau în fine. El din Cernăuți, evreu. Și la, când a luat marele premiu, l-a zis, uite că am ajuns mare scriind în limba asasinilor părinților mei. Și că așa faci și tu. Tu faci istoria cu imagini cenzurate, ai o problemă aici. M-a ambiționat foarte mult. Și de atunci, apropo de imaginea tale, că să vin să închid paranteza o dată și o dată, de atunci sunt actiat să caut imaginile neoficiale. Da, știi, VHS-uri, filme de 8 mm, cum sunt alea cu Zaharia și cu toți de la festivalul Club A71 și cele din Club A74, 84, ce mai am eu pe acolo, ce am mai găsit de la Cineclubul A și de la Timișoara. Au apărut niște imagini. Chiar zilele astea a apărut, nu știu dacă i-au dat drumul oficial, eu l-am văzut, l-au dat să-l comentez, s-a refăcut o piesă, Metamorf, trupă avangardistă din Timișoara, din ei s-a făcut Cargo, în fine, și imagini filmate atunci. Și acum chiar cu imaginele alea au făcut un clip cu o piesă de atunci reînregistrată, genul proiectului Rocul Carantinei. Și, e, asta e provocarea mea acum, să lucrez cu imagini neoficiale, chit că nu sunt așa de bune, dar sunt veridice, au altceva, cu, tu care faci documentar știi. Și o plăcere să nu se vadă bine decât să le vezi pe alea oficiale și ala se uită la cameră și acolo și acolo și e bine strâns cu părul la spate cu zahăr, cu cleme, cu ce se făcea. Cu zahăr, doamne, da. Părul, da. Și chiar mi-am imaginat eu o conferință să duc prin cluburi așa ca să n-am probleme cu drepte de autor cu imaginile TVR. Am o istorie a rock-ului și folk-ului numai din imagini independente, private. Cum sunt alea cu Phoenix. Ai văzut filmul Leto? Da. Chiar m-am invitat, am vorbit acolo Institutul Francez, cred, nu știu. Da, e un film foarte frumos. Excelent. Dar există acest moment al Comisiei de Cenzuri. Știi, când se duc acolo mai și... Mai simt exact, da, deci, mă rog, cum era în anii comunismului, tu în calitate de trupă de rock trebuia să te duci cu versurile frumos la Comisia de Cenzori. Eu știu această celebră poveste, s-ar putea să o știu dintr-una din emisiunile tale, dar nu sunt sigur, cu Șerban Forță, care scria, când scria versurile pentru Phoenix, care trebuiau să se ducă la Comisia de Cenzură, el știa ce vrea să treacă exact mai departe, motiv pentru care dacă mai băga două strofe mai abrazive ca să fie eliminate alea, ca să-i rămână ce voia el să rămână, știi? Un truc de păcălit fraierii de la Comisia de Cenzură extraordinar. Mai ai și alte povești de-astea că trebuie să fie foarte interesante. Una la una nu cred că e vorba de ce vorba în forță. Singurul interviu pe care l-a dat despre cum a făcut, cum a colaborat cu Phoenix, mi l-a dat mie pe un VHS, nici măcar nu eram cu echipa TVR, cu un tip care m-a ajutat și când mai venea cineva să ia interviu despre Phoenix, ziceți-vă, adorul Ionescu, cu care la interviu nu mai dau. În schimb, a povestit-o Costin Petrescu și aveau două versiuni la texte și, bun, asta e versiunea pe care vrem noi să o compuneau încă niște strofe mult mai dure, ca mesaj sau directe, sau nu știu ce, și ea spuneau, aia niciun caz, rămâne asta, perfect. Costin și, cred că și Mircea Baniciu a preluat-o de la el și a povestit-o, dar Costin Petrescu, primul baterist, cel care Nicu a făcut stilul etno. Da, cine și erau... Și sunt povești la greu. Cine erau băieții ăștia din Comisia de Cenzori și ce tip de pregătire aveau ei ca să-și ia, să aibă job? Bă, mă gândesc m-am că este în nomenclator, nu? O fi nomenclator, domnul este cenzor. M-am întâlnit cu tot felul de aici care au fost cenzori. Unii au fost, știi, omul sfințește locul. Și sigur e valabil și la securiști. Unii te ajutau, chiar te ajutau, efectiv le plăcea de tine și hai să schimbăm chestia asta aici, te rog, asta mi-e frică mie.
asta, nu știu, dacă vrei, dar e riscantă și, înțelegi? Mm-hmm. Erau, și printre ei erau umani. De română, erau oameni deștepți, nu înțelegi? S-a vehiculat care fi existat liste de 200 sau de 400 de cuvinte interzise. Nu. Am luat interviuri și nu, că așa apare, sau, nu știu, niște declarații. A fost faza aberantă, adică am descoperit acum în pandemie o piesă cenzurată total. Există doar două piese Olimpic 64 înregistrate la Electrecord. Jabla de noapte și Cântic de Haiduc pe un single. Mm-hmm. De fapt, pentru single-ul s-a mai tras o piesă, Cam Adeva. Ei au și uitat Costin, Picky Inglesis. În schimb, a păstrat-o Andrei Voiculescu de la Europa Liberă. La el am descoperit-o. Și bun, și de ce a fost Cam Adeva e pe versurile mele scene. Pentru că în refren este Cam Adeva, zeul indic. Și eu au spus, nu, că pronunțați pe aia repede și se înțelege altceva. Un alt zeu. Ce le numești? Mondial, iar pe harta Europei, Minulescu, cred. Și stăteam, nu știu cum e versul, cu ochii tot pe hartă. Cum adică stai cu ochii pe hartă? Vrei să o întinzi? Ce are Sula cu prefectura? Că era poezie de da, clasici. Da, înțeles. La Stepan. La promuzica. Logica timpului, cred. Metamorfoza, mai știu. Cum ar fi de-ar fi un om când prea singur iar ne vom risipi? Un om? Nu. Pom. Chit că eu cântau după aia cu om, dar pe disc au cântat-o cu pom, ca să nu fie o problemă, să înțeleagă Doamne acel Dumnezeule, om. Da. Iar la strada ta o piesă totală Iris, știi? Dă dragoste, n-avea nicio treabă. Au interzis și strada ta, de asta da, au avut probleme. Mm-hmm. Pentru că la un dat spune, iar soarele se tot juca când apărea, când dispărea. Dispărea, da. Cum adică? Să nu se confunde. Soarele e unul. Da, hai să zic o fază tare de tot. La Posada 88 ne cheamă pe liderii formațiilor înainte de decernarea premiilor, se scriau diplomele. Nu știu cine era, Daniela Caraman Fotea, Ion Barta, nu știu dacă și Florin Silviu Ursulescu, în fine. Și era secretarul de acolo, cu, cred că Zaharia Rădulică sau directorul, la, ulterior directorul la Casa de Cultură, nu mai știu. Scriau diplomele. Și locul 3, Crepuscul, na, sau cine era, în fine. Și la Marele Premiu, noi aveam o trupă foarte tare. Numărul 1, niște super instrumentiști, cântau și o muzică asta bombastică. Liviu Butoi, bine, era și un mare... el făcea... Ordean cânta pe efect distors în cutie de seringă, Butoi. Suna mai bine decât alea originale. Sunt convins că... Avea 10 pedale, toate de firmă, Boss, nu mai știu ce, dar distorsul de atac era o cutie de seringă. Asta era un chitarist, ne băteam, am și prieteni foarte buni. A plecat cu trupa mea Crepuscul în Franța și de acolo în America, când m-am lăsat eu. Și eram fan de unul de Malmsteen și unul de McAlpin, McMalmsteen. Bun. Asta era liderul trupei. Pepino, fondator Parlament, basistul de la Floarea Albastră, era la bas. Tase, ulterior la o grămadă de trupe, sarmalele totuși, la tobe. Și Stan, fratele lui actorului Stanoievici, care a murit, nu știu numele lui, Stan îi spuneam, în fine, la clape. Și se numeau Numărul 1. Și aveau piese gen Zborul Cărăbușului, mă rog, era chestia virtuositate, dar aveau compania de distracție Atene Palas, niște nume de-astea de instrumentale, da, toate. Cum sunt astăzi, am fost la munte și mi-a plăcut, de pildă. Da, da, da. Și îl cheamă pe Butoi, că era lider. Domnul Adi, avem o problemă. Care? Nu putem să scriem în palmaresul oficial Numărul 1. Hai, schimbați-vă numele, că oricum mă mir că ați rezistat până acum. Asta care e și mișto, care se duce în spate, se gândește. Gata, îl schimb, ăștia fericiți, bun, hai. Cu diploma în față, cum vă numiți? Președintele. Auzi, dar mai e o poveste. Eu știu că am căutat și n-am găsit imagini de arhivă cu Iris din 80.
Și mi-a zis Pipai ceva, că au apărut la rubrica, cum ar veni rubrica, așa nu, da? Rock-ul occidental decadent, așa, o scenă celebră cu un borcan cu muștar. Mai zi, nu știu despre ce. Care, zic eu două. Că a dat cineva la Iris cu un borcan cu muștar pe scenă și fix cameramanul a filmat și a făcut un zoom pe acel borcan cu muștar și uite, domne, ce nenorociri se întâmplă la concerte în rock în anii 80. Ăștia de la Iris duc publicul în halul în care se aruncă cu borcane cu muștar. Eu știu două evenimente povestite, reale, în fine. Una... Tatulici, Mihai Tatulici a făcut o anchetă la Modern Club în București Noi, acolo unde, de exemplu, erau și Sfinxul, repetau în perioada aia cu Dan Aldea și s-a dus la el să ia interviu. Ce părere ai de Iris? Și nu știu ce, asta n-a dat interviu, adică chiar nu voia să dea în cap nimănui, deși nu s-a omorat după hard atunci sau după hard rock cu Iris. Numai că am făcut ancheta cu nu știu cine, fine, și Minculescu zic ăștia că era exact Freddie Mercury, unul la unul cum era îmbrăcat atunci, și că după ancheta aia, așa nu, a avut și mai mulți fani, adică s-a dus, băi, ei văzut pe aia la TV aia seară cum puteau să arate și cum cântau. Și o altă, mai avem o fază de asta foarte tare cu așa, nu, am descoperit eu acum în pandemie, nu existau imagini cu formația Metroc și am reușit să găsesc. Să știi că, scuză-mă puțin, sunt două Metroc. Metrocul de atunci al lui Marius Luca cu discul Castelul de Nisip, 81 atât a existat. Care din Oradea, cred. Sau... Da, da, da. Acel Metroc, da. Da. Și nu existau filmări, bine, arătau ei și Metropolul oricum aveau cele mai tari afișe, sunt colecții întregi, Viranii are 100, cred că, de scanuri cu afișele senzaționale. Aveau și o tipografie foarte tare la Oradea. Și, da, zic de, am descoperit în sfârșit o primă filmare Metroc într-un, cum îi spune, era o emisiune de anchete Reflector, și în care îi arată la Costinești, chiar la braserie, cântând, și la ora asta lumea venise cu copii, lume cu părul mai mare, cu mustață, ce e asta? Dar e singura, am pus-o pe YouTube TVR, dar este senzațională, adică să vezi. Și bineînțeles, pentru ea era super reclamă, așa nu. Chiar că ai adus această vorbă despre Costinești. Eu fac parte din acea generație care a descoperit Vama Veche în 97, când apăruse și primul frigider și exista doar cârșma lui Bibi. Până atunci mă duceam la Costinești și am luat Costineștiul de la începutul anilor 90. Am prins acolo ceva rock and roll. Da, știu că efervescența și treaba era în 80, de fapt. În 80 a fost, în 90 a fost decădere. Am fost de câțiva decădere. Ani și până nu m-am mai dus. Bine că a apărut Vama, dar oricum s-a, nu mai ce a fost, dar acum nu suntem nostalgici. Da, nu. M-aș duce și acum în Vama să mănânc un pește sus acolo în capăt la pescărie și să chit că e foarte scump. Chierhana. Chierhana. Fac o baie în amintirea vremea. În ziua de salariu, cred că poți să-mi dai. Așa, așa. Și... Costineștiul însă era occidentul României în anii 80 și fusese și în anii 70. Și tot așa, 2 mai, care însă era foarte cultural încă acolo, din anii 60, da. La 2 mai, la Costinești a fost maica mea. Da, 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 am imagini cu ea din, în 2 mai din 71, inclusiv cu pescarul la unde stătea Moș Izot. Și l-am descoperit pe nepotul său cu un an înainte să moară, l-am filmat, mă rog, aveam niște reportaje la Stuftstock. Și e foarte interesant să vezi, l-am intervievat pe nepot, cum ar veni, care era bătrân, foarte bătrân, arăta unul la unul ca omul din arhivă, care era bunică său, dar poveștile despre cum s-a... cum a apărut 2 mai și cu nu știu ce tabără și aia veniți de la Jurilov ca niște pescari, cum au fondat ei acolo și auzeai aceleași vorbe zise și de bunic în 70, sunt Zianei Pop, reporterița,
surveniseră mutații, apropo de oralitate. Mm-hmm. De făcut un studiu pe chestia aia. S-a ținut Daniela Zeca de mine, directoarea de la TV Cultural, numai că ne-au oprit post în 2012, în septembrie. Foarte interesant. Să iei poveștile pe care le zic urmașii și să le compari cu ce au zis mai marilor. Dar în Costinești, care era treaba cu festivalurile alea? Și cam, era multă lume. Am prins un festival, a fost unul mare de tot, dar mi s-a povestit, eu n-am fost acolo, când au luat compactul primul de popularitate și, nu știu, Progresiv TM și ultima variantă și cânta cu Itavie Pan, care ulterior a făcut Cargo și Resident Exna până în prezent. Și a mai fost un festival, bine, băieții au văzut, au zis, stai, ce e aici? Și anul următor a ținut un festival să fie doar o zi, să ținut de la 6 dimineața până noapte. Ce nu fi cântat la 6? Mai știu, sunt vremuri acolo, erai bine dispus tot timpul și dar era Occidentul României, adică mă rog, erau și discotecile Vox Maris și discoteca la Perla, dar era Braseria Tinaitului, unde eu am prins și Metropo, dar cel mai mult mi-a plăcut compactul, trecea Ciuci prin toată istoria rock-ului de la The Knacks, My Sharona și Eric Clapton și mai știu ce, până la SDC, Priest, Maiden. Da. E altceva. Asta se cânta la Braserie în Costinești. Da, wow. Braseria, da. Tineretului, terasa Tineretului. Mm-hmm. Da, o știu. Și avea o pizza bună în 90 atunci. Și una, da, nu spun mari lucruri, una e să le asculți hi-fi pe ce vrei tu și pe vinil și așa, și alta e să asculți muzica aia live în fața ta. Mai erau trupe care băgau cover-uri de-astea, Leave It to Dan avea după Coming Home, cei care au spart la Woodstock în 69 zi, care au fost și în România să cânte în 93, îmi scapă. Care au venit în România în 93, Jethro Tull. Nu, Coming Home, Ten Years After. Liviu avea o variantă prelungită, așa, senzațională. Și varianta de live, cred că și Alvin Lee e de vreo 10 minute. Și dar avea și super gașcă în spate, nu-ți mai zic. Primul Iris, înainte de Mincu, băga inclusiv Sex Pistols când erau cu Sorin Chifiriu. Și băgau Thin Lizzy, hardul ăla original, mor după trupa aia. Semnalem avea o variantă la One in No Education sau așa, Pink Floyd, foarte bună. Oricum, Iuliu Merca cânta blues incredibil, mă rog, se școlise cu Sorin Tudoran în cromatic înainte. Cântau niște caruri astea foarte, foarte bine și era cu totul altceva. Oricât ai ascultat un disc, ți-am zis, și acasă între boxe și surround și ce vrei tu, live e cu totul altceva. Întrebarea mea este, știu că atunci în anii 80, ca trupă rock, cântai pe la tot soiul de cluburi, da? Cum, da. Casa Tineretului și așa mai departe. Și highlight-ul era să cânti la polivalentă. Cam aia era treaba. Cântai la polivalentă, erai împăratul împăraților. Cine ajungea? Exact. Așa funcționa și Costineștiul cumva? Adică dacă apărai și cântai la Costinești, te cam știa toată lumea? Păi e clasică. Cine a avut sezon la Costinești, gândește că veneau tineri din toată țara și după aia se ducea buhul. Băi, cântă aia compact. Căci la radio nu se dădea. Nu, dar și oamenii de la radio erau Florin Sigur Sulescu sau Silvia Velicu sau, în fine, mai mulți. Imediat îi aduceau în studiourile de înregistrări. Uh-huh. Și piesele alea ajungeau dar la Costinești era cea mai puternică rampă de lansare. Așa o percep eu. Da, da, da. Ani. Foarte interesant asta. Nu s-a mai spus până acum. Adică holograful cu Pokorski greu mi-a ajuns la suflet, deși am cântat în deschiderea lor, întâi. De ăla cu Beatman, care cânta la Forum, compact, bine, Metropolă cântam
am brasserie mai târziu, dar în fine. Și am mai fost în București, poate în zona asta mai, hai să zicem, deși dacă vorbești de anii 80 nu e corect termenul, mai indie. Măi, aveai timpuri noi. Eu știu acea filmare din 1987 din Cluba. Cluba. Vai, e o cântare timpuri noi acolo. Era și Iliescu la chitară deja. Ba, altă treabă. Zic, uite mă ce... Și ei de obicei erau cam fluierați. Știi că erau fluierați. Așa e. Lumea voia AC/DC. Așa e. În general, ultimii ani 80... numai când vedeau o clapă pe scenă, inclusiv când urca clăparul de la Iris, că au avut și de la Compact, era fluierat. Ideea era că vrei rock adevărat fără clapă. Numărul 1 cu Stan la clapă, avea mari probleme asta, când, nu-ți mai zic că Adi Butoi mai era și, de care vorbeam mai devreme, el avea blugi, cămașă, dar fără cravată și sacou. Și când apărea ăla cu clapă, apărea ăla cu... îmbrăcat așa, mă aruncam ăștia în ei, da. Numai că Butoi repede, stați așa, aveți probleme cu mine, vreți să plec, da, și băga repede geacul într-o... și începea, să potolea oia, gata, ok, vă acceptăm. Măi, odată mi-aduc aminte, cred, la primul concert la care am fost, primul meu concert este în 1989, pe 16 decembrie. A fost la Polivalentă, era cu totuși am fost în deschidere. Și cât ai zis, 16? 16 decembrie. Sau eu am fost la 1 pe 9 decembrie. Când au cântat și frații Nanu, muzică electronică, mai ții minte? Nu, Voltaj? Nu, nu. Înseamnă că l-a fost pe 9 decembrie. Nu, a mai fost formația Incognito, cred că și Timpuri Noi, care au fost, bineînțeles, huiduiți și Iris Capdefici. Dar asta mi-a rămas în cap, că la un moment dat era vibe în sală și trebuia să se liniștească lumea. Se stătea jos pe scaune și rockerii stăteau pe părți. E, și când a dat unul din chitariștii de pe scenă la soundcheck, a dat jim-jim la chitară, băi, deci a fost o bucurie în toată sala, știi? Ceea ce nu se mai întâmplă acum, dar... eram sensibil la capitolul ăsta. Da, interesant asta cu Costin, știu, pe care mi-ai spus-o, pentru că nu... adică știam că ceva s-a întâmplat. Știu că s-a mai cântat la Eforie Nord la un moment dat. Bine, se cânta multe locuri. Vorba lui Piti, și acolo era, pe litoralul românesc, vara era cel mai tare festival. Toată lumea cânta acolo, cânta pe bani. Încă din anii 60. Ce voiam să zic însă de... Măi, eu cred că Golănel aia de Costin noi pe la anumite trupe de afară, da, că știm legendele, aia cred că se întâmpla și pe aici, prin backstage, da, puțin altfel și acoperit, și se simte cumva în muzică treaba asta. Am mai fost și acum în backstage-uri, mă, sunt cuminți toți. Au emoții, da, nu mai e. E și această întrebare, mai vorbești cu câte un muzician și îți spune, bă, uite care-i treaba, mișto Metallica și mișto și Tool, da? Dar au cam închis metalul și că tot ce se întâmplă de atunci încoace, ce a început Black Sabbath-ul și l-au închis ăștia și tot ce se întâmplă de atunci încoace sunt variațiuni pe temă. Unele mai sexy, mai catchy, altele mai puțin catchy. Dar... da, nu e clar, acum tu cântă toată lumea, nu mai e... E în trend să cânti la o chitară. Înainte erau câțiva. Păi, asta nu ar putea, n-ar trebui să fie un lucru rău, știi? Că, na, nu, e foarte bine. Instrument e foarte bine, dezvoltă-te, da. Tip de educație, da. Iar să ai o trupă e o mare educație. Unul se ocupă de clipuri, unul de instrumente, unul să cumpere, unul să facă împrumut, unul să organizeze spectacole... E foarte frumos. După aia toată bucătăria, când apare o piesă, nu vine compozitorul. Și sunt și cazuri de-astea. Dar de obicei vine cu o idee și începe ea să lucreze. Pe aia e cea mai tare muncă în echipă, să o înveți. Vorbeai de Nicu Kovaci mai devreme. Nicu Kovaci, acest individualist. El e individualist, dacă mă întrebi pe mine. Zic cum vrei. Și, băi, pe tine te-am auzit, că nu știam treaba asta, dar știu sigur că am auzit-o la tine.
Nicu Covaci are această particularitate de a fi antimioritic. Dar nu o declară el din 90 ceva. Eu nu l-am auzit niciodată și știu că am auzit-o la tine, dar mi s-a părut o poveste foarte șmecheră pentru tot ceea ce este el ca structură umană. S-a întâmplat să fac două interviuri cu el și, bineînțeles, nu l-am întâlnit în fiecare zi pe Nicu Covaci, mi-a rămas, în memoria afectivă întâlnirea, pentru că am vorbit de kickboxing noi, am intrat în tot soiul de filme în spatele camerelor, dar povestea lui cu ieșitul din țară și cum știu că mi-a plăcut acest mic detaliu absolut uman. Știa că are niște grăniceri la 3 noaptea când era cu restul trupei în cutiile de boxe și avea niște palincă și niște și slănină, da, și la urmă, băieți, că vă ieși vouă foame, lua și voi aici să mâncați, știi? Băi, mi s-a părut foarte... Este mai filmică decât o grămadă de filme. Cinematograful cu absolut, așa este. Păcat că nu se ecranizează când se face ceva. A încercat... Dan Chișu, în 90, nu s-a înțeles cu Dan. Oricum, băgase prea mulți bani în Symphonix și au rămas fără bani și, în fine... Sunt aici, sunt available. Putem să... Ce? Zic, sunt aici, sunt available. Un film cu Phoenix oricând mă bag. Să facem. Dacă am zis un film... Nu, lumea știe chestia asta. E documentat. Rezul s-au făcut nu știu câte emisiuni. Nu, un film pentru afară. Film. Nu, da, 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 film. Facem noi emisiuni documentare cu camera pe umăr. Nu, film. Nu, film. Da, ar fi o treabă. Cine să-l joace? Nu mă interesează. Dar zic ca chestie. Adică e, uită-te în istoria locului și nu găsești faza asta. Și încă alte câteva din culise de prin România, de prin Germania. Ei chiar meritau și nu știu, au o soartă unică. Pe noi ne reprezintă foarte bine. Adică nu poți să zici rock românesc fără Phoenix și fără, știu eu, Iris ca portavoce Minculescu. Intrată în conștiința publică, da, două trupe intrată în conștiința publică. Da, da. Iar Phoenix i-a influențat pe toți, adică anii ăia până în 77 când au plecat. Suna și foarte proaspăt atunci. Dar mi-a plăcut asta cu antimioriticul și mi-a plăcut pentru că există, repet, tot de la tine știu, varianta sârbească de Miorița. De la mine, de la Nicu, de fapt. Eu nu am auzit-o de la el. Dar mi-a plăcut asta, că există varianta sârbească de Miorița în care ciobanul și cu cânele sar la bătaie, bă, băiatule. Da, stați un pic, mă, că ați venit aici. E o treabă de mindset. Nu, no, păi, ne-mi bate, cum zice Nicu. Vreți să... Ok. Peace, love and heavy weapons. Nu discut de nuntă în cer, stai așa și a câinele, frate, acum nu-mi bate. Nu, îmi pare rău că nu... El avea scrise tot felul de piesulici pentru operă întreagă rock, stilul Cântă Fabule, ce vrei tu. Mai avut una, Empire of Vampires, cu care a ajuns inclusiv la Hollywood. Și numai că i-au dat-o prea mult pe vampiri și nu cât voia Nicu și a plecat de acolo. S-ar fi făcut film. Nu reușesc să o concretizeze pentru că, mă rog, mai venit și pandemia, dar înainte ei aveau nu știu câte concerte, stau chiar foarte bine, până în pandemie. Se reinventaseră foarte bine și eu știu tot felul de piesuri și l-am mai dat în documentarele alea, adică demo-uri. Piese noi, care încă n-au fost care nu există făcute încă oficial, dar să fie cântate măcar o dată. Cristi Gram are idei foarte bune și un orchestrator chiar rock bun și Nicu ține la piesele alea. Ei l-au schițat la Moreira, să nu știu unde, cum se numește localitatea unde are Nicu casa. Nu exact, dar erau toți, era Țăndărică în poze, nu știu dacă era și că Baniciu a plecat prima la Ioji. Au două, trei piese, eu le-am în variantă demo, bine, cu promisiunea să nu dau decât fragmente din ele, foarte interesante. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Au scos, mă rog, discul cu, dar fără Cristi Gram, Pasărea Rog din greșeală, discul cu Țepeș, Vino Țepeș,
care mie unul nu-mi place, îmi plac ideile, dar n-a avut formula cea mai bună de chitariști, de tot ce vrei tu, Nicu. Și mă oftic că nu e cunoscut Baba Novac cu toate piesele, nu cele două, Video și Apocalipsa și Baba Novac. Niște piese senzaționale. Eu am și fost, când l-au cântat în turneul lor, i-am urmărit două săptămâni prin țară în octombrie 2006. E foarte bun discul, niște piese senzaționale. Eu știu că am rezonat foarte tare, asta e o piesă mai recentă, La umbra marelui urs. Măi, am rezonat foarte tare cu piesa aia pentru că l-am înțeles pe Nicu în piesa aia. Uite ce URSS spune corect, că el mă corectează mereu, nu mai zi mă urs, că e URSS, au scris aia că ești prima oară pe disc și uite ce actuală e. Aia este efectiv un imn al românilor din diaspora. Foarte abraziv. A mai fost piesa, una în anii 90 a lui Daminescu, foarte tușant așa, dar Daminescu? Mie nu-mi plăcea. Da, avea o piesă care vorbea despre viața noastră în străinătate. Numai că de când a apărut În umbra marelui URSS, asta e clar. Adică, lăsând la o parte tot folclorul pe care îl cântă ea, ca patriotismul și dorul lor de casă, de înțeles și nu știu ce, când aud asta la radio sau când o cântă Nicu undeva, cu vocea așa grijită și... O voce foarte bună de radio, dacă mă întrebi. Da. Îți vibrează basul oriunde când îl... Fumează? Are o voce tabagică. O fi fumat la viața lui, acum sigur nu. Adică nu l-am văzut fumând. Domnul de Covaci, mult. Vrem să știm dacă... Care vă sunt viciile, domnul Covaci, că noi vă iubim. Sunt două întrebări pe care le pun unor oameni ca tine care vin aici. Măi, ai această, hai să zicem, carieră, da? Să vorbim în termeni ăștia. Ai această carieră în care te-ai întâlnit cu tot soiul de muzicieni. Care mai de care? Care a fost momentul ăla în care... ți-ai spus ție, băi, ăsta-i highlight-ul meu, uite, de asta m-am apucat eu de treaba asta, pentru că, uite, mi-a ieșit treaba asta și sunt foarte mândru de mine. Trebuie să fie avut un highlight. Bine, m-am apucat din cu totul alt motiv decât întâlnirile cu ei. De jurnalism, adică, nu? De jurnalism. Muzical. Muzical. În 90 a făcut Sindicatul Trupelor. Și erau, mă rog, erau două sindicate. Păi nici acum nu e. De-aia e condiția artistului care au început să facă anchete în pandemie, dacă tot s-au plictis și se murea de foame, efectiv, și vindea lumea instrumentele. Nu e un sindicat, o asociație profesională puternică care se susține mai departe la nivelul guvernului. Legislația, în fine, în domeniu. S-au făcut două sindicate, unul Cărciumarii, cei care cântau încă, și un rock și toți ăștia, folk, jazz. Și 10 nume mari, 100 mici, underground, cum eram și eu, Crepusculul și Tone. Și sindicatul ăsta a început să organizeze concerte. Și erau tot Iris Compact și Hologram, nu mai știu cine, Gabi Cotabiță. Și înainte și la, în deschidere, Octave, sunt dintre ăștia underground. Ori noi cotizam ca și eu, atâta, eram 100 și am văzut că nu se întâmplă nimic pe partea de underground și am preferat să mă las să-i ajut. Am făcut revista Rocker. După aia a venit altă problemă. Dacă puneam numai nume underground, cine o cumpăra? Și așa că am făcut istoria rockului internațional și românesc, aveam niște prieteni și m-am mai documentat și eu și, nu știu, în primul număr a fost Tectonic, în al doilea Capa sau Grumaz, nu. Unii care au luat premiul. Grumaz, da, mai au luat premiul la top T, adică... Nu, Survolaj a fost în numărul 2. Survolaj. Și numărul 3, parcă Karma din Bar sau... Nu mai știu cum se numea, în fine. Dar asta a fost... Ai pierdut după bani? După au fost tone de muzicieni întâlniți. Ai pierdut bani cu Rocker când a apărut? Că nu, presupuneau investiții. Nu, am găsit edituri. Niciodată n-am făcut vreo afacere în viața mea, din păcate. m-am dus ca să vând reviste, să fac niște bani, toată lumea nebunea să facă ceva și explodase industria asta. Blugi, nu te-ai băgat la Blugi, te-ai băgat la Rocker. Tipografia 13 decembrie vis-a-vis de Martin sau Volga. Dacă știi, acum nu mai e sau nu știu. Cinema Volding. Da.
Și ei aveau o ședință de redacție, am văzut cuplete, dumneavoastră, că vreau să vând și o revistă. Și bine, luați loc că terminăm imediat. Și nu știu cum a apărut și au văzut că student de fapt și unde sunteți? La aeronave. Și n-ați vrea să scrieți în revista noastră ceva despre avioane? Dacă vreți, vă scriu ceva de rock. Și le-am scris un articol în revista Telegraf și după aia am făcut suplimentul Rocker. Șase, câte numere? Mai multe. 20. Și apărea lunar. Nu. Sau la 3 luni, cum era? Depinde, era industria care explodase și era, se dădea șpagă infernal. Eu am scos Rockerul 2 pentru că m-am dus înainte de duminica ori. Rocker 2 nu era cu Mustaine? Ba da. Râdeau aia de mine în tipografie, ce faci vreo care printau afișe cu Iliescu FSN. FSN, da. Și m-am enervat, primisem banii de acasă, ai mei îmi dădeau 1100 pe lună. Știi? Și aveam... Te rog, ceva bani. Era clar că nu iar se amâna până să apară revista. Era chiar vinerea dinainte de 20 mai sau cât a fost alegerile. 20 mai 90. Și am zis, ce, ești cu țărăniști, cu ce? N-aveam treabă în politica, eram cu Rocul. Și atunci m-am ambiționat așa și le-am zis, bine, am o revistă care stă de nu știu când. Stai mă, că nu-i bun. Dacă vă dau 100 la fiecare, nu știu, 5, 6, 5, 7, offset plan, nu uit utilajul. Când au văzut ăia 100 de fiecare, au dat jos afișele cu Liescu și așa a fost numărul 2, cred. A, ce poveste asta. Micile bucurii ale vieții. Și după aia lucram chiar cu mai multe edituri, că nu se câștiga nu știu cât din ea și uneori apărea numărul, așa s-a întâmplat cu numărul 12 și 13 a apărut înainte de 11, 10-le înainte de 9. Știi, după cum se mișca o editură sau alta la o tipografie prin țară. Și de fapt trăiam din... le vindeam la Piața Romană. Știu sau că în Gara de Nord. Cumpăram. Și vindeam 100 pe zi, adică scoteam bani. Oho, dar câte erau în total? Ce primele tiraje au fost 20.000, dar am mai prins, mă rog, bine că mi-au dat drumul, între ghilimele i-am prins. Erau niște, cum să le zic, în drumul taberei, niște mafioți care au furat formele și au mai tras și ei 10.000. Serios? Și am ajuns la ei, da, păi erau revistele care veneau în Gara de Nord, veneau ăștia cu trenurile și plecau cu sarsanalele, cu așa, și se duse să bucu după primul număr și am luat urma și am ajuns la ăla. Da, erau sold out, adică eu știu, de pildă, a venit Lenții aici și mi-a povestit, băi, că băi, în 90 primeam tone de scrisori, inclusiv zvastici și alte nenorociri, știi? Că eu am primit în august 90, aveam o căsă poștală, oficiul 63, căsă 141. Oficiul 63 pe Dorobanți, lângă librăria aia și da, bisericuța aia, așa. Și m-au chemat, l-am dat doamnele de acolo, pentru că primisem mai multe scrisori decât televiziunea română. În 90, când era singura televiziune. Deci a fost o demență de asta și tot îmi spuneau, vino că ți le aruncăm, nu aveam unde să le... Căsuța aia mea era, dai seama, ceva așa. Le-ai citit pe toate? 15. Până la urmă le citeam pe toate, pentru că revista apărea la 2-3 luni după, la jumătate de an, depinde cum. Apăreau 3 într-o lună. Ți-a rămas ceva în cap anume din vreo scrisoare? Tone. Și acum sunt prieten pe Facebook cu diversi și mi-aduc aminte de ei. Încă ceva, eu le răspundeam la cei care aveau nevoie de răspuns. Erau niște nuvederi. Ceva mai ieftin. Știi? Aici era adresa destinată în respectul și pe spate scrie direct. Uh-huh. Dar nu era o vedere de aia scumpă de 2 lei. Asta era, nu știu, 30 de bani, 50 de bani, nu mai știu, carte poștală sau nu mai știu cum se numea. În fine. Și le răspundeam pentru că aveau nevoie de conversație, de a avea, dacă știi, Rocker Service la sfârșit, toată lumea se împrietenea cu toată făceam lumea. Făceam o comunitate, că asta era important. Primeam foarte multe pachete cu casete și le duceam ba la Macea,
basistul de la Tectonic, Nicu Pătrașcu, da, în București, noi acolo, sau la mai înregistrat și un tip Florian Ionescu, Moș, care avea, vindea casete aici cu Gomboș la Grădinița. Ah. La McDonald's, ce acum o chestie. Da, da, la Romană. Da. Și după aia, genericul actual de la Remix, care e fostul generic de la Radio România Tinereta Underground, e o poezie venită la care am mai umblat un pic. Mi-a citit-o Paul Ghivăriu. Știi? Vocea aia pe aici se deschide o poartă scânțită. Mai știu despre tine că mai colaborai cu tot soiul de radiouri de prin țară care mai difuzau rock și le trimiteai muzici să aibă sau își trimiteau topul, făceau un top. Mai știu. Probabil. Când... E că mă gândesc eu că m-am dus la Panoramic, care are avea revista... o bază de date pe, da, la vremea aia, da, de ascultător de rock pe care, na, acum ai vind-o pe bani buni. În 94 am intrat la TVR, dar la Panoramic. Atunci erau unite TVR-ul și Radio România și era revista lor de programe. Când s-au despărțit în 96, eu am vrut să am ținut la... Deci nu mai puteam da program și au făcut revista lor radio și atunci mă ocupam de radiourile independente din țară. Și practic am trecut prin toate alea de început din anii 90. În toată cariera asta ta, când ai dat-o o dată de gard magistral? Tone. Zi-mi una. La băutură sau altfel? Jurnalistic. Hai să începem cu băutura. În cazul de la etajul 1. Au. La un festival organizat de Dirty Shirt la Sein, de unde sunt ei, la internat. Dar am avut noroc că am căzut cum sunt ea la karate sau știi că cu cât cazi pe mai multe puncte, nu știu, se disipă impulsul, greutatea, habar n-am. N-am avut nici măcar o zgrietură. Am martori oculari care m-au văzut când au... Inclusiv tipul care mi-a ținut scărița. Un rocker celebru din Dej, Robbie Vereș. Au apărut și interviuri cu el. Mm-hmm. Un tip fabulos care avea toate festivalurile. Dirty Shirt este o formație relativ recentă. Acum, de când s-au reinventat, ei bun. Cântă din 90 și nu știu cât erau la festivaluri. Da, au avut o pauză de niște ani. Eu știu că le-am filmat ultimul concert, când a plecat Ivadar, șeful Clăparu, în Franța, dar după aia când au apărut cu fișiere și cu nu știu ce, s-au reinventat, nu știu, 2010. Da, deci povestea asta cu căzutul de la etaje de până 90. 90 și când au avut ei festival acolo, 95-7, cred. Ai avut un înger rock and roll. Da, și după un festival de la tot așa, de la băut. Alcohol. De la un festival de la Deva, țin minte, unde au luat Cogaio în marele premiu, să de tobe. Și asta cu niște rockeri, acolo din Valea Jiului. Eu vindeam cel mai multe rockere pe acolo, în Valea Jiului. Mai mult decât vindea, știu eu, Timișoara, orașe mari, Iașu. Știi, erau foarte mulți rockeri. Și cu ea așa, m-au pus la tren Brașov, se schimbă trenul, nu știu, locomotiva, o chestie. Numai că era în întârziere, m-am dus mi-au cafea să revin și trenul a început să miște, eu nu-mi dădeam seama și cineva din vagon m-a strigat pe geam: ne rămâne nou rucsacul. Erau unii de ăștia tot colorați, mai nu știu ce. No, rucsacul ăla nu. Și am alergat după tren și nu. Știi momentul ăla când treci prin toată, se zice când mori că treci prin alea, de fi la niște chestii, dar m-am ținut. Era sacatat tot. Da, da. Și au venit unii în timp relativ scurt, că eu eram agățat, nu vrei să știi cum, și mut. Și mi-au deschis ușa, că i-am și blocaseră ușa. Ce ticăloși, da. În fine, mai cântez. Dar jurnalistic sunt mult mai multe. Povestește-mi una magistrală. Ce să zic? Steve Vai la... Hai că începe bine. Cer 2009. Știi că am făcut o super istorie. Eram doctor în Steve Vai în anii 90 la rocker. Știi, în documentare cu tot ce vrei. Tu aveam discurile alea primele Flexible și Flexible Left Towers. În fine. Aveam colecție de reviste Guitar Player sau nu mai știu care, sau ai luat gitarist. Mi-am cumpărat vinilul mult cu David Roth și cu Steve Vai. I-am făcut un portret la Remix. El a venit în 2000 și a fost filmat de TVR, aveam filmarea,
plus ce mi-au mai dat ei, impresara, tipa, și, mă rog, cele trei piese cântate la Cerb în 2008 sau 2009, nu mai știu, 9, și interviu cu el. Normal, primii au făcut TVR-ul interviu, adică prin Mandea. Știu că s-a ocupat de el Anca Lupeș, dacă o știi, ziaristă din anii 90, coleg de generație. Am făcut o emisiune împreună și o să mai colaborăm în vara asta. Și Steve Vai acolo, eu aici, în sală erau alți redactori, cred că stăteau la fumat, dar erau colegii mei, înnebuniți, mamă, face durul, facem poze. Interviu cu Steve Vai, ăia care știau cine e Steve Vai. Și Anca începe și mă laudă că am avut trupă, mare chitarist, că după aia am ajuns jurnalist mare. Și ăsta se uita așa la mine. Mă uitam și eu la el, îți dai seama, și vorbea Anca și el a dat gata dorul. Și el a zis la mine, vă ascult. Nu știu, 3-4 minute, n-ai și nimic de aici. Țipa, mă, hai, Doru, zi în română, tragem noi, dar nu puteam. Înțelegi, stăteam cu... Aveam și, scuzesem, întrebări. Altă fază mișto e... Când au venit Maiden în prima oară, Rock 95. Și-au zis, vai, another fanboy. Vreau zic aici după un portret, că m-am enervat pe mine și ce am făcut acolo, le-a plăcut și lor, le-am trimis emisia, în fine. Mult mai devreme, când eram la Rocker, în 95, interviu cu conferința de presă Iron Maiden. Mare fan, mare fan. Ce am fost eu Maiden și sunt în continuare. Că ziceai că tu ești cu Rolling Stones și eu cu Beatles. Nu eram cu Priest, eram cu Maiden. Vreau să fac această, vreau să fac această paranteză. Sunt fericitul tată al unei fiice de 16 ani care și-a luat bilet în față la Maiden și o să mergem împreună și ce ascultam eu la 16 ani ascultă și ea acum și o să împărtășim acest moment. Wow! N-ascultă nimic din astea noi, că nu... Super tare. Da, așa. Și ne împărțisem. Da, și m-am trezit. Vorbești de acel Maiden care n-a fost cu Dickinson. Da, cu Blaze Bayley. Da. Și era conferința de presă înainte de concert, da? Și era numai ăsta bateristul în scăp. Nico McBrain. McBrain a venit. Și ajung la Steve Harris. Care vorba e Steve Harris, liderul și tot ce vreți, lider maximum. Aveam reportofon, știi, cu casetă, întrebările frumos scrise, am început să-i le pun, a văzut că știu istoria, că sunt fan, nu știu ce, și a început să-mi răspundă. Numai că eu nu înțelegeam nimic, vorbeam într-un accent psuhot, ce vorbesc ei la Londra, sau nu știu unde sunt ele. Și eu simțeam, mă tot gândeam. English, please. Cui dau să traducă? Că nu era... Adică engleză știam și eu, dar nu știu, tipul își dă seama după 3-4 întrebări și se uită, n-ai înțeles nimic. Dar o zice frumos ca să înțeleg și eu ceva. Mă descurc, zic eu. Nu, oprim. Se uită, era caseta la început, dă iar ăla de la început. Eu eram blocat total. Încă o dată întrebările, se vede ce frumos o să răspund. Deja vorbea ca la școală, ca profa de engleză din școala generală. Numai că eram blocat total. A văzut că nu se descurcă. Prima întrebare. Când nu știu ce și nu știu cum. După aia răspundea a doua întrebare. La fel, blocaj. Da. Da, ce amintiri plăcute și... Tone. Cred că oamenii știau și cumva la experiența de viață pe care o au trecut până tot soiul de situații și înțeleg, știi? Și e plăcut când vezi acești semizei, da? Ai rock and roll-ului, că te afli într-o cameră și într-o situație cu ei și o dai de gard și atunci ei vin, stai mă, că facem așa. Da, nu, ăia adevărații da, sunt, da, nu știu da, cum da, să te ajute. Uh-huh, aia, că sunt și de ăștia care nu, nu dăm exemple. Sunt plictisiți, doare capul. Sunt fată mare, nu mă lasă mama. Mi-a zis mie cineva despre unii din ăștia mari. Da, nu-i comentăm, e treaba lor. Da, poate sunt obosiți, efectiv. O mică bârfă, că bârfa socializează, nu dau nume, zice, bă, îmi plăcea la ca muzician, dar am avut o surpriză, să văd cât de prost e, deci nu venea să cred, știi?
Sunt genial. Le-a dat, Doamne, Doamne, pe partea aia altă. Talentul nu are nicio treabă cu, nici măcar cu calitatea umană, cu aia. Eticul și esteticul ar trebui să fie același lucru și nu sunt, hai că am dat-o în intelectualitate. Băi, încă o chestie care mi-a plăcut la tine, despre care știu despre tine, ai muncit la canalul Dunăre Marea Neagră? Da. Trei luni. Cum? Am dus cu liceu între 11-a. O grămadă de povești, o parte le-am și zis într-o emisiune Adevărul despre trecut, a făcut TVR-ul. Da, te duceau, noi am fost în martie, aprilie, mai, când era destul de frig. Am luat marele, sunt multe de zis, am luat marele premiu în sens că aveam munca cea mai de jos, care se puncta și se plătea cel mai bine. Dar vă și plăteau? Stai, păi... La... La cumpăna eram cazați, dar lucram la Basarabia, adică în partea aia altă treceam prin Constanța ca să ajungem la SNT, CDMN și Antrenul Național Tine, pentru că n-am dus noi Marea Neagră. Eu am avut norocul să fiu pus și eu și chitaristul de la Epsilon, să fim puși să avem grijă, fiind cu muzica, cu nu știu ce, de clubul lor. Un club din care era un radio care emita pe tot canalul de ăsta cu... cum îi spui, cu difuzoare, știi? Mm-hmm, da, știu. Rețea de radioficare sau așa. Partea de la noi era ok. Erau niște difuzoare puțin culoarea untului cu negru, ceva. Da, partea de la noi era ok, în rest era gard urât de tot, când partea la altă erau pușcăria și ZBD, osta și în termen, toate categoriile. O chestie pe care nu pot uita. Nu mă omoram după SDC. Tocmai mi-a dus să dau lungul acesta colegul meu. Fii atent aici. Păruse ăsta. Back in black. Băi, nu, eu eram cu altul. Eram cu altul. Purple. Zeppelin. Sofisticare. Nu mergea momentan, știi? Băi, și ăsta îl pune la... la difuzoare și la difuzoarele din care au de acolo, la uriașe. Care s-auzeau la câți oameni, de fapt? Vai, mama lor, erau rupte, dar ăia că se le audă mai tare, timișorenii și bucureștenii, care aveau audiții mai avansate, urcau pe până la, nu știu, 5, 6, 7 metri, cât poate să unde fie agățate, și stăteau acolo ca să audă mai tare. Pe stâlpi? Da. Dumnezeule, ok. Da. Rock and roll. De atunci știu de Paștele Blajinilor, mâncam la cantină ce se dădea și dar tot ne era foame. Ce pentru asta, că era, Paștele era, Blajinilor? Stai că zic imediat, cred că e după Paștele Morților sau ceva, la o săptămână după Paște, nu știu, nu le-am pastea, dar cerc, ne-a zis cineva, bă, e Paștele Blajinilor, care dincolo de tabără era un cimitir. Ne-am dus acolo, am mâncat și am băut. Nu am putut să ne ridicăm de pe morminte să plecăm acasă. Am dormit câteva ore ca să... Îți dai seama cât am putut digestia, să mănânc și să beau. Efectiv, da, ceva în genul ăsta. Dar a venit și am lucrat o săptămână, două, 10 zile când se refugea tabăra Costinești, ori pentru mine, stațiunea Costinești, tot pe noi ne trimiteau. Și m-am bucurat să văd Costineștiul gol, care e totul altceva, altă poezie, n-am cum să... Era la cu atunci. Da, era Costineștiul clasic, ăla care oricum mă duceam vara la el. Stăteam o lună fără niciun ban. Vindeam sticle, mâncam banda, dacă știi, banda neagră, rămâne și ce rămâne la așa, și copiii străinilor nu știu mâncau. Știu cuvântul sticlelor care se reinventau, reinvesteau în alcool. Știu asta. Tot cu canalul am avut marea baftă ca Irisul. Deci eu discut de martie, aprilie, mai 82. Irisul în formula de aur, aia. Nu discul. 1. Aia cu Adi Ilie, Marti Popescu, Nuțu, Cristi și Nelu. Cu valuri, pământul cuprind, speranța. Așa, cine mă spune, da? Erau, cântau la hotel Aurora, care era închiriat de firma Neckerman sau ceva de genul ăsta, în locație de gestiune, nu mai știu ce. Aceea și... firmă redegistă, cred. Da, da, nu știu. Republica Democrată Germană, da. Pentru... Și cântau seară de seară și mergeam acolo și ascultam până afară când nu erau bani și l-am dat avea și bani de la canal. Spuneam că am fost plătiți foarte bine pentru că aveam munca cea mai de jos, adică căram niște pietroie de-astea uriașe la taluzare, la Basarabia, de diferența de nivel peste 100 de metri și
explozii de alea, că dau după 5 minute pietrele. Toată lumea era julită, exista, nu știu, toată brigada noastră de 50-70 oameni, nu mai știu. Era tot anul de băieți. Deci în 4 clase de la liceu, de mate fizică din Focșani. Și aveam, ba nu mai erau și din județ, încă dintr-un oraș din alt județ. Rupți eram aici, erau un Târnăcov, vreo 2 roabe, vreo 3 lopeți, ăștia erau norocoși. Și în rest numai cărat de alea și dat drumul de la un etaj la alt, nivel la altul. Pacii bolovani uriași. Drept care am luat loc întâi pe țară și ne-au și dat, am câștigat 7.700 de lei în 3 luni, care e ceva. Era ceva. Salariul era de 1.500-2.000. 1.800-2.000, da. Și erau bani serioși. Ne-au pus să semnăm o chestie că donăm 7.000 și am luat numai 700. Poftim? Fondul de aia, nu știu cum, România dădea bani înapoi, era zi și datoriile externe. Habar n-am, fondul Libertatea Solidaritatea. Ai plătit din datoriile externe ale României, iau. Habar n-am. Și frumos. Din aia 700 ne-am supărat, ne-am dus în ultima seară iar la Iris și ospătării ne-au văzut la masă comandând, băi, ce căutați? Fă, știți cât costă o friptură, să nu știu ce, și când am scos banii fiecare cu 700, le-au sclipit ochii, a, bun, cu ce, cu Andreiuri, ce orbă, felul dai. Bună seara, prieten! Da, la, cum îi spune, la tort și șampanie, ne-am dat seama că depășisem aia 700. Am ieșit, am fugit în valuri, ne-au fugărit. Acolo e mic, adică e lung platou, sau cum să zic, până ajungi la adâncime, nu știu, te duci la 200 de metri, bar n-am 100, era atunci. Era marea înspumată așa și aia n-au avut curaj să vină după noi până în valuri, nu știu ce, și ne-am pierdut. După aia eram beți toți, ne-am ținut între noi, am ieșit la niște 100 de metri mai încolo. Stai canalul. Da, ce era cu ACDC-ul? Nu, atunci a început să-mi placă când i-am văzut pe aia, când dădeam, băi, se întâmplă ceva. Am înțeles. Și mi-am dat și eu acolo în regie tare, să înțeleg. Deci ai rezonat cu voi bola, da? Ce? Da, da. Sună foarte muncitor ăștia ACDC-ul ăla, tocmai asta e hazul lui, Back in Black, da, da, album, da. Disc de disc. Trebuie să-mi iau vinilul neapărat. Deja de la Constanța din Talceu m-am întors cu... sau anul următor, nu mai știu, dar imediat când am plecat în armată aveam ăla If You Are Blood, You've Got It dublu pe, cred, pe bandă, eram lung, știi? Da. Unde e Angus cu... Da, 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 știu, străpuns. Știu, știu. Și când m-am întors din armată într-o de-asta, permisie, mergea banda, deci eu plecase în 3 luni în armată și mergea banda. Dai că mi-e de durul meu, ascultă ISDC, ăla infernal. Auzi, da, erau pe lângă trupele rock sau și prin viața voastră la vremea aia, la, și la efervescența la care o avea rock and roll atunci, erau și groupies? Da, dar era o chestie normală, adică nu era ceva ieșit din comun, erau fetele din gașcă. Nu le știu pe alea care știu, se duceau, le vedeam la trupele mari. Da, existau. Prietenul nostru comun, Bibe, scriitorul de versuri de la Sarmalele Reci, îmi povestea că a fost la Cenaclu, Flacăra, nu știu dacă se numea Flacăra atunci, probabil că... Așa, și că a văzut pentru prima oară, prin anii 80, la începutul anilor 80, fete care la oricine apărea și avea un grad de celebritate, făceau ca la Beatles. Yeah! Yeah! Da. Și de-aia mă gândesc cum că nu știu, n-am prins multe concerte în 80, am prins unul singur pe 16 decembrie 89, de-aia eram și am văzut din comunitatea aia de rock and roll, i-am văzut și pe la începutul anilor 90, la acele puține concerte care se întâmplau și atunci. Cântat Tectonic la Schiller, dacă îți aduce aminte. Da, da, mai rupeau scaunul. Da, aveam mai mult testosteron atunci. Era clubul ISB. ISB, pe da. Pe Berzei, știi? Da, 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 mi-aduc aminte. Întrebea în Salubritate București. Mamă, ce concerte erau și acolo. Și la Ecran, unde acum e Quantic, și erau multe, apăruseră multe cluburi. S-auzi dacă-mi prost, dar... Nu mai discutăm. Da, ci... Sunetul și în
televiziune. E ruda săraca a televiziunii. Radio, zici? În domeniul televiziune. Întotdeauna sunetul a fost ruda săraca imaginii. Toată lumea era concentrată pe o imagine, să fie nu știu cum, și uitau de sunet. Și am pus vinilul ăla cu formația Comando acolo. Măi, nu e un disc rock rău. Glam. E glamul românesc atunci. E glamul românesc și... Da, și chitaristul e foarte interesant, care acum cântă la Holograf, cum îl cheamă, zi. Romeo Dedu. Atâta doar că, păi, se aude foarte prost. Și am aflat că nu, de fapt, în studio s-au făcut înregistrările prost, ci faptul că Transpunerea pe vinil, care era o mașinărie și care trebuie și reglată, bănuiesc, în funcție de fiecare trupă. Și masterizarea, nu uita, care e o știință întreagă astăzi. Și uite, că știu că e un vinil pe care nu l-am ascultat de mai multe trei ori, dar asta era în general o problemă la tot ce apărea în 90. Și celelalte cuvinte alea se lasă rău. Băi, și ăla se aude prost. Da, ok, a făcut niște șmecherii cu cinelurile acolo. Se lasă rău, vezi că e ăla după Revoluție mult. E după Revoluție, dar tot... Da, asta zic, vinilurile de la începutul anilor 90 s-au foarte prost. Au apărut câteva viniluri atunci. Așa ziceam și eu, dar n-am avut mari pick-up-uri la viața mea, dar Unitra nu știu ce am avut eu. Dar polonez, cred. Am fost la cumnatul meu, care e maniac cu vinilurile, nu știu ce. Pick-up, pasiune, nu știu grea, ce. Da. Audiofilie. Zic, cu doze, cu cabluri aurite, nu știu, poveste întreagă. Și până și sursa de curent, cablul de la ștecherul trebuie să fie. Exact. Da. Știi cum poate să sune unul din discurile astea de la Electrecord? Unul, mai multe. Mhm. Sună altfel totuși pe sculele, adică atunci am înțeles și eu care e diferența. O mică investiție mi-am făcut și eu în audio, nu la nivelul ăsta, mă rog, nu mi-am permis. Poate în viitor, adică, și mai fac o paranteză, imaginează-ți că am văzut un pick-up de 200.000 de euro, da? Care, culmea culmilor, era un animal mare așa, deci cam la nivelul ăsta. E clar că un sistem de la giroscopic să nu miște, să nu mai se avea inerția. Exact, avea un pendul pentru asta foarte greu, care atârna până jos și dacă se mai punea vreo problemă de vreo mică vibrație, pendulul ăla se ocupa de toată situația. 200.000 de euro, da. N-am avut schimbat și cred că m-am zgârcit un pic. Plus, am văzut cabluri cu fir de aur, nu știu ce, la 20.000 de euro cablu care să-ți plece din amplificator în boxă, un cablu, păi dacă vreau să-mi iau o casă, pot să garantez cu aceste două cabluri? Corect. Mă rog, nebunia se duce departe, dar un minim pe la vreo 200 și ceva de euro cam poate să-și facă oricine. Mă rog, 200 de euro pick-up-ul, 200 de euro amplificatorul, 200 de euro boxele, cam de acolo pornește un entry level, ceea ce se presupune. Și am mai spus asta, măi, dacă ai respect pentru artistul respectiv și pentru munca lui din studio, altfel o înțelegi, da, odată, da, dar trebuie să o și asculti, toată lumea ascultă pe boxele alea mici acum, care au niște bani și poți să înțelegi, măi, dar nu înțelegi. Știu că am ascultat de pildă pe... nu mai știu ce tehnologie exact, dar era un 5 plus 1 Metallica The Black Album și disc pe care bănuiesc ca și tine îl știu pe din afară. Îmi pui o secundă, două din el și știu. La orice oră. Mă trezești din somn și îți spun 91. Și, cred că îți spun și a câtea tranziție e pe piesă. În fine, am ascultat pe acest 5 plus 1, e o tehnologie de CD SDA, parcă așa se numește, high level, măi, erau sunete pe care nu le știam. Înțelegi? Altă mâncare de pește, altă dinamică, altă, da, contează. Și na, dacă tot ai pasiunea asta... Ai zis Metallica 91 și m-am adus aminte. În 91, SDC lansa un nu știu ce. Razor Sage. Și se făcea excursie în București, la Budapesta, cântau pe AC/DC, Metallica, Queensryche și Motley Crue.
Da. N-am fost, chiar, dar știu. Nici eu, deși trebuia să mă duc. Tot așa a fost o beție, am prelungit-o, mamă, și mă duc acolo, nu mai... Am pierdut autocarul. Și stai ce vreau să zic, spre deosebire de alte tone de concerte în vremea aia și din vremea asta, nu a început mai repede, mai târziu, ci mai repede. Nu știu de ce, Queen's Ray au cântat mai repede. Și ei au stat cu spate, când au fac probe. Și da, pleacă de pe scenă. Ca suna și destul de prost Queen's Ray. Mă rog. Eu nu știu dacă se mai întâmplă asta cu la concerte, dar înainte era regulă. Cântai mai în deschidere, când te sunai mai prost, trebuia să sune din ce în ce mai bine. Hai la tu, da. Operation Mind Crime și zi celălalt. Empire. Și Empire. Ce discuri. Absolut. Nu existau din setter fără ei, eu așa zic. Sau apăreau mai târziu și chema altfel. Personal am o problemă cu Dream Theater. Mie îmi plac. Oricum, te înțeleg și înțeleg și fanii de Dream Theater. Măi, sunt prea multe tranziții pentru mine. Îmi place câteodată simplu și eficient. Da. E mult prea complicat. Multe și, proiecte pe lângă și... Dar ce voiam să spun apropo de memoria afectivă, măi, mi-aduc aminte că noi tocmai ieșiți din Revoluție, în anul de grație 1990, când eu personal am descoperit distorsul mai mult decât până atunci. Până atunci știam Summer in Time, Iron Maiden, că avea un vecin o castă originală, știam Injustice for All, și mai știam un Live at Tokyo Scorpions, cam astea. Uh-huh. Guns N' Roses, Use Your Illusion, Appetite for Destruction. Și mai era și un bun, ce vești, cam astea le știam. Ieșit din Revoluție, da, și anul de grație 1990, cu toată cu frământarea aia socială, cu trupa mea, aveam trupă la subsolul blocului, păi, și am încasat Painkiller, am încasat Rust in Peace și Season in the Abyss, toate aceste trei discuri, Season in the Abyss, Slayer, apărute în 90. Păi, mi-a schimbat viața până în ziua de astăzi, adică a fost un an... Uite cum le-am încasat și cum am dezvoltat această pasiune pe care o încă și acum, spre diferență de alții, în care te afli și tu, n-am niciun talent muzical, am încercat, nu. Nu. Am contează. Da, important e că ai... Contează că ascult și îți place. Participat. Și... ne apropiem de final, dar vreau să mai spun o treabă pe care am apreciat-o foarte mult la tine. Am avut ca orice băiat la un moment dat un proiect, nu mai vreau să dau nume, dar am avut un proiect ca, tocmai ca bastonul de mareșal în de saga soldatului, în Rănița soldatului. Știi că aveam rănițe în 90. Tu te referi la proiectul, ai citat din numele proiectului Hoisan? Nu, cu bastonul, eu am avut un bastonul proiect. Secolului 20? Nu. Am făcut o comparație. Zic, eu am avut un proiect și îl țineai, gata. Îl țineam în tocmai așa. Și la un moment dat în acest proiect, cum se întâmplă în toate proiectele pe care le avem, apar tot soiul de piedici. Și atunci cumva trebuie să le rezolvi și te scarpini în cap și nu știi ce și cum. Și vorbind cu tot soiul de prieteni... Proiectul fiind ce? Revistă, emisiune, film, concert? Film. Gata. O să înțelegi de ce n-am vrut să dau numele neapărat. Dar tot vorbind cu prieteni, toți îmi spuneau, vorbește cu Doru Ionescu. Noi nu ne știam. Și am această amintire foarte plăcută pentru mine, căci am luat numărul tău, te-am sunat, m-am prezentat, nu știai de mine. Nu fusesem la Radio Latina la 2M+, sau nu știu cum, aveai Supersonic sau nu știu cum, Sonic Temple, Sonic era Temple. Discul cald. De mult. Așa. Dar secolul ăsta. Și ne-am întâlnit și știu și unde, ne-am întâlnit la o cafea pe Ilioara undeva dimineața pe la 10-11 și ți-am zis, bă, uite, vreau să fac așa și așa și aș avea nevoie de ajutorul tău. Tu mi-ai zis, ok, și așa a rămas. Și am plecat, zic, bă, măcar am vorbit, știi, m-am rezolvat. Surpriza mea mare a fost câteva săptămâni mai târziu să primesc semn de la tine cu problema rezolvată, știi? Ceea ce pentru mine a fost o mare surpriză, pentru că odată am învățat, eu sunt, am această meteahnă orgoliului super umflat cu pompa de câteodată, știi?
Ceea ce tu n-ai avut, pentru că tu erai deja în povestea asta și mai vine un el care vrea să facă o poveste cumva asemănătoare cu ce făceai tu, știi? Aici e marea mea supărare, Silviu. Și... nu se face documentar muzical în România. Sunt ani în care nu s-a făcut nimic, sunt ani în care au apărut 2-3. Eu m-am bucurat de creditul tău Just Like This. Și pentru asta sunt recunoscător în continuare și spun asta nu că m-a bucurat pe mine, spun asta pentru că este o treabă, știi, atunci când te-a pus să faci ai un proiect și te bagi în el cu totul, la un moment dat constați că apar oameni în viața ta care te ajută să-ți construiești treaba aia într-un fel sau altul. Iar tu ai făcut asta și, în opinia mea, știai foarte bine că lucrul ăsta part of the process, da? E part of the process, pentru mine nu era. Pe oricine mă ajută. Și nu, da, asta spun, nu a fost niciun interes financiar, a fost doar un sfat, o vorbă bună. Erai rocker de al meu, care e? Exact, treaba asta de solidaritate, că ai vorbit mai devreme și de sindicatele care funcționează și nu prea, treaba asta de, știi, după ce când avem piața din Bulgaria, faptul că nu reușim să ne solidarizăm cumva, să ne coagulăm cumva, ne ține la fel de săraci în continuare, da? Ca să nu spunem altfel. Tu ai înțeles că lucrurile nu pot să stea și să evolueze nici cum așa, decât dacă ne ajutăm unii pe alții. Și am spus asta pentru că probabil cei care ne ascultă mai învață ceva. Pentru că am și surpriza asta plăcută, am constatat și probabil știi și tu, dacă lucrezi în televiziune, există un tip de solidaritate masculină a echipei tehnice, cum nu există în alte business-uri. Masculină, scapă. Da, nu, solidaritate masculină. Măi, ești obosit în televiziune, ori o mai dai de gar și te acoperă băieții, ori n-ai o țigară, ori nu știu ce. Au grijă unii de alții. Dar nu-i neapărat masculină, adică... Eu am masculină. Avem și colege foarte bune. Okay. Cam tot așa se întâmplă și în rock and roll. Există un tip de solidaritate, iartă-mi termenul, masculină, dar care nu este atât de, adică care se lovește întotdeauna de orgoliul lui X și al lui Y și atunci lucrurile nu evoluează nici cum. Când întâlnești în povestea asta, în meseria noastră, da? În cariera noastră fulminantă, astfel de exemple care au funcționat în tocmai cum am funcționat noi doi la povestea concretă despre care vorbim, mă, este o bucurie, pentru că mi se pare că lumea ar trebui să înțeleagă că numai așa putem să împingem lucrurile mai departe cumva, știi? Asta voiam să puntez. Cred că am zis la un moment dat, sau ți-am zis până să venim, dar acum puteți să mai zic o dată, mă doare că nu se fac documentare muzicale, că lumea se marginește, bun, radio, CD sau MP3, nu mai știu cum e acum, dar video, tot ăla, uite, și radio a trecut pe podcast, sau cum spui, genul ăsta de televiziune, YouTube-ul și mă întâlnesc cu o grămadă de lume din... Fui și la două târguri afară și am vorbit cu omologi de-ai mei din Europa. Ție ți-e ușor să vorbești, că tu ai toate arhivele acolo. Dar ți-am zis chestia cu Ișteanu, care m-a... Și știu ce muncă în arhivele alea, crede-mă că știu. N-am fost niciodată... Dar nu e vorba de alea. Conferința asta de-o am acum și o propun pe la cluburi, are numai imagini private, mai proaste, prelucrate un pic, dar unele sunt ok, cu majoritatea trupelor de la noi. Poți face o istorie și după Revoluție, cât filmul era o chestie așa pentru grei care aveau, știu, casete VHS sau nu știu ce, record. În fine. Dar alea din... Există filme din anii 60 încoace, cu care poți face oricând dacă îți dorești. Și eu de asta n-am dat imagini TVR, dar în schimb pastea privată de pe unde le-am putut și am vorbit cu ăla, băi, dau și lui ăla. Da, mă, dă-le, că cine se gândea că... Există această problemă. Odată trebuie să spun că am
două drafturi în dulap acasă de proiecte, de documentare muzicale. Aștept măcar unul dintre ele să se întâmple și cât mai repede, pentru că mi-e dor să stau între niște camere video și am eu echipa mea, am eu trupa mea rock cu care fac filme, care există și treaba asta, goes without saying, nu trebuie să spun prea mult că știm și ne înțelegem de minune ce vrem, dar... În ceea ce privește arhivele TVR exclusiv sau arhivele naționale, măi, sunt, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, sunt niște costuri care îți fac bugetul unui film dublu. Da, știi? Da, nu, ca să intri la noi și să scoată filmele alea și să le... Da, 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 ceea ce... Șmecherească între ghilimele, să le îngrijească, da, 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 să nu se rupă, că ele, unele sunt foarte casante, să... Știi, filmul e lipit cu... E montat cu scotch, care scotchul ăla s-a dus și alea sunt niște costuri, n-ai ce face. Plus, da, există există o normă europeană în zona asta care presupune că dacă tu, creator, vorbești de Uniunea Europeană, tu, creator de film independent, vrei să faci niște filme, trebuie să ai acces... Măsura în care arhiva e digitală. Digitalizată. Și la noi se întâmplă chestia asta, face și 4K au niște utilaje când a rămas mască. Bine de știut. Și deal-ul era că dacă filmul, după ce face un prim an de turneu de festivaluri, în al doilea an, televiziunea națională, de unde ai luat arhivele, poate să ți-l difuzeze de până la 5 ori. Nu, acolo semnezi un contract. Că știu că m-am mai lovit, că am mai ajutat diversi producători independenți și... Eu le dădeam sau îi ajutam să le arătam ce e la tema lor și era un fel de coproducție. Ei își făceau treaba la festivaluri, dar după aia dădeau și... Dar totul se stipula într-un contract și TVR-ul difuza filmul respectiv. Da, problema este cu costurile, că asta excludea costurile, ce spuneam eu, această normă europeană care voia să încurajeze filmul independent. În 2007 și 2008 am fost la două... mari festivaluri de afară, unul la Budapesta cu ICR-ul de la noi și după aia la Popcom la Berlin, cred că ultima ediție mare. Mă știam deja cu omologii mei. Hai să facem un documentar cu cum a fost Rocunes, toată lumea știe de Beatles, hai să facem și pe ăsta. Nu le-a venit să creadă că eu aveam emisiune de o oră săptămânală și mi-am dat seama de fapt de ce. La ei arhivele, că i-am zis, păi fiecare pune de la televiziunea lui și după aia o dăm la toate televiziunile. Păi stai așa, sunt bani. Ce bani? În afară de montaj și nu știu ce. Păi la noi arhivele nu sunt la noi, sunt la arhivele statului. Și ne costă orice secundă. Asta e marele meu avantaj la TVR, că dispun oricând de arhivele alea ca să fac, mă rog, emisiunile. Cred că dacă ai pasiunea arhivelor, în general, că și asta e o pasiune, găsești acolo aur curat. Da, 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 da. Știu că am vrut să găsesc și eu am căutat pe YouTube. Dar cele mai tari, știi, le găsești din prostie, nu din, sau îți faci niște reguli ale tale, nu sunt fișate. Există în Balta Albă acel bloc potcoavă. Care da, încă, știu, pe colț acolo. Care doare. Încă este unul din cele mai mari blocuri din București ca număr de apartamente. Și eu am memoria de când eram copil că vedeam la televiziunea română, erau filmate niște imagini din elicopter ca fiind marea... Nou Titan, nou... Aia. Da, marea construcție, realizare socialistă. Măi, n-am dat de imaginea aia neam, că mi-ar fi plăcut să o folosesc. În fine. Oricum, Balta Albă rămâne cel mai mare oraș din sectorul 3, cel mai mare oraș din România, după București. Se pare că are și o populație mai mare decât Iașu, care este al doilea. Plus că am treaba asta de orgoliu. Băi, în continuare, este singurul cartier din toată România care are un film despre el. Absolut, da. Și pe care putem să-l vedem pe 22 mai, duminică, în cartierul cu același nume, la Jack and Jack, undeva lângă fostul Bila. Am trecut 2 ore. Mulțumesc mult că ai venit. Mi-a făcut mare plăcere și bine că ne-am văzut și noi după 100 de ani, 150. Și bine că suntem sănătoși și vii, nu este puțin lucru. Încă respirăm. Subscribe, everybody. Seară bună, pa, pa. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.